Am venit, începem în câteva secunde, 10 de secunde, vorbă. Mamă, ce urât era Hitmonlee, ați văzut? Oh, ce-o-s-a? Mamma mia! Jinx! Am venit, Weed. Salut! Salut, tatăl meu! Salut, salut! Hey, Weed! Gata, am ajuns. Mi-am terminat toate treburile. O să fiu în curând singur acasă pentru circa 2 ore, să zicem, ceva genul. Și am timp să fac prostii, yes! Dar încă nu sunt singur. Ups, am zis cu vocitare. Hey, eu sunt Jangle, Weed. Începem acum. Este o zi importantă. Bibiribi, baba bom, babraba, bibibim. Salut toată lumea. Pe cine nu am salutat? Hai să vedem. Adum chat. Back to the Rock a venit chiar acum. Back to the Rock. Bine ai venit fix la fix. Ai venit exact la fix. Uite pe Eevee. Hai să vedem cum arată cel Vaporeon, e o abominație. Ăsta trebuie să fie cel mai hard Pokémon. Cel mai compatibil cu ființele umane și nu cred că e făcut bine. Jolteon merge. Flareon, ce drăguț e, ca un chipmunk. Mamă, cât de cute. Și GameTros, salut. Salut, GameTros. Bine ai venit la 2-0. Iar Omanite. Mă rog, hai să începem că pierdem timpul degeaba. Eu sunt Jang. De sub meu e Weed. Mama, mai trecut o săptămână, îți dai seama? Parcă ieri am făcut asta. Acum iar trebuie să facem. A mai trecut o săptămână, tată. Îți dai seama, frate, că a trecut încă o săptămână? Salut, lumea. A trecut, bă. Aerodactyl? Am multe. Nu seamănă cu aerodactic ăla. Oh, 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 uite-l pe Pepi! Mamă! Faceți poză! Pepi, tu ești, mă? Oricum, salut! Uite-l pe Vladulo, eu sunt Jang, e Weed. Astăzi, uite pe Vladulo, ăsta e Vladulo, promit! Azi avem o zi importantă. Salut, Danilos! Astăzi sunt alegeri. În fiecare sfârșit de lună, în ultima vineri din lună, facem alegeri de moderator la 2.0, pentru că la 2.0 vrem să avem cea mai perfectă comunitate și de fiecare dată trecem moderatorii printr-o strecurătoare super cu găuri super mici și vedem ce cât de cute e Mewtwo. E super cute, zici că e un Navi. Ia dă-și pe Mew. Mamă, au trecut 16 minute? Da, da. Am văzut tot clipul. Tata mare. Cât am stat pe WC-ul? Oricum, multicel. Eu sunt Jang, am început. Mă știți, mă iubiți. E Weed, îl iubiți pe el. Oh, uite aici.
Hai să punem niște muzică mai veselă pentru asta. Oh, nu, știu exact ce punem. Pentru alegerea de moderatori, merge doar o singură. Pa, Denisa! A plecat Denisa. Pot să zic ce vreau acum. Cur, căcat, pișat. Gata. O să pun melodia din... Poate majoritatea din voi sigur o să recunoașteți. Dar cred că se potrivește pentru evenimentul care urmează acum. Weed, chat, comunitatea 2.0, Malzahar, da, că e și el aici pe chat cu noi. Astăzi sunt alegerile lunare între moderatorii 2.0. Avem deja în chat niște concurenți care vor să aibă și șansa lor să fie moderatori, vor să modereze, vor să dea ban și alte chestii. Pe majoritatea îi știți, dar unul din ei trebuie să cadă de la putere. Și de aceea avem lista aici făcută. O să pună at everyone. At everyone. Toată lumea o să voteze. Mai puțin, mai puțin sunt niște reguli noi. Nu oricine intră pe canal de 2 minute de o zi poate să voteze. Pentru că e un vot important. Și o să poată să voteze doar de la Cool Kids în sus. Pentru că cred că așa e cel mai cel mai fair pentru toată lumea. Hai să începem. Apăs pe acest buton. Iar voi, comunitatea, trebuie să-l votați pe Discord pe moderatorul care o să iasă luna aceasta de la 2.0. O să ne fie dor de el sau ea. Că avem și fete aici. Avem și Pan, avem și Neutri. La 2.0 suntem foarte diversi. Noi credem în căcaturi de genul. Am râs pentru că nu e adevărat, de seama. Bun. Ce zice Iuli? Oare o să fie și azi moderator din rol? Da, normal, o să... toată lumea are dreptul să concureze. Să candideze, scuze, că nu e un concurs. E o candidatură. Bam, bam, să-l back to the rock din nou. Sau T-Bex? Doamne ajută, eu citesc invers chat-ul de jos în sus. Căcat, pișat, cur. Da. Aș ceva chinezii? Păi, e prea tare muzica sau mi se pare mie? Eu n-aud că am live-ul mute, că altfel mi-aș da Space Jam, știi? Așa este. Ok, ceva genul. Vrei să-mi dai share screen și alte chestii? Poți. Da, bravo, uite. Asta lipsa, promit că mă gândeam, bă, totul merge prea bine. Lipsește ceva. Ah, da, share screen. La ce preferi? La ecranul cu multe chestii sau la ecranul principal? La care ecran simți că vei face tu activități pe el ca să poți să văd în timp real? Ok. Hai că-ți dau la ecranul cu multe chestii pe el, vrei? Da, sigur. La ecranul 2. Go live. Sper că numai tu poți să vezi. Numai eu, da. Hai să vedem. O, doamne. O, doamne. Uite cât se dă în Pepi, dude. Mamă, se trage în Pepi. Se trage în Pepi. Vă rog, oameni buni. Oameni buni. Oh my god. Nu, hai să mai facem reclamă. Eu reclamă. Reclamele pot fi și negative și pozitive. Hai să-i lăsăm pe oameni să voteze și după aia ne reîntoarcem. Pepi zice că nu merge, ceva nu merge. Deci se referă la oamenii care au intrat abia acum ca să voteze. Ea care nu au Cool Kid tot votează. Stai, vrei să zici că membrii au voie să voteze, gen conturile fake care au intrat, pot să voteze? Asta spune el? Mă rog. Da. Hai, o să numărăm, fii atent, la sfârșit numărăm voturile de la fiecare candidat în parte și le tăiem pe alea care sunt cu... făcute de conturile noi. Da, înțelegi? Okay. Da, așa e. Pentru că știu că se pot măslui ușor. Da, trecut a venit Domi, unchiul lui Domi, tatăl lui Domi, da. Și toată lumea a ieșit instant după. De acum exact, încolo nu se mai practică genul ăsta de vot. La 2.0 este fair, este cinstit și o să, data viitoare o să fie și mai bine moderat. Nu știu de ce nu merge acum filtru. Mă rog. Zici, vai, zici, eu chiar că toată ideea e să voteze oamenii care au experiență și știu cum cum decurg lucrurile pe server și cunosc oamenii și au discutat pe chat, știi? Da, așa este. Asta e toată ideea. Dar în realitate nu avem mare chestie de făcut. Eu nu știu ce o să facem astăzi. O să vedem pe măsură ce înaintăm cu live-ul, o să ne vină idei. O să vedem pe sunt încă bolnav. Mamă. Elden Ring a ajuns la mine, Elden Lord-ul. O să fiu maidenless. Vladuros zice bine, îți recomand să verifici dacă sunt de minim 2 săptămâni pe serbă și bănuiesc da. Că nu se referă la el.
Da. Se refer la fiecare om care a votat în parte, da. Exact. Noi trebuie să vedem la fiecare nume de acolo, dacă sunt de minim 2 săptămâni. 2 săptămâni e un timp bun de stat pe server, nu? Da. E aproape jumătate de lună. Jank, te rog, nu muri pe live, avem nevoie de tine. O să încerc. Lorzii din Cinder mă cer la ei. Vor să fiu maidenless, dar nu o să reușească, că v-am pe voi. Și n-aș mai fi să mor pe live. Doamne, ferește. Bă, sunt cazuri de oameni care au murit pe live. Bag mâna în ce vrei tu că există. Sunt absolut sigur că există. Cred că ajunge Elden Ring. Cred că mă faci să fiu bolnav. Uite aici. O oră de upbeat and epic Nintendo music. Ăsta da. Așa da. Hai uite, în timp ce merg voturile, hai să vedem ce facem astăzi la 2-0. Avem mai multe chestii. Și știu că am vorbit cu tine și am plănuit chestia asta puțin. Da. Nu foarte mult. Și sunt niște reguli simple. Uite, avem aici harta României. Sau întâi să facem bătăliile Pokémon. Ce zici? Bagă bătăliile de Pokémon, că m-ai terminat și nu știu despre ce e vorba și acum sunt curios, înțelegi? Arată-mi. Show me the way. Show me the way, jungle way. Da, hai să facem asta, da. Îți arăt în 2-3 secunde unde sunt. În primul rând o să am un nou ecran. Mergeți în Mitocan, Suceava. A, uite ce mișto. Da, da, am uitat, exact. Pentru următorul segment din live, care este al doilea segment din live, prima a fost votarea, o lăsăm să meargă timp de jumătate de oră. Ba. În următorul segment o să facem niște pariuri la 2-0. Știu că luptele cu cocoși sunt ilegale. Luptele între oameni cu pumnii goi și oameni goi sunt ilegale. Nu mai e voie să faci asta, uite. Dar este legal să te lupți cu insectele tale. Le trebuie să fie ale tale. Și okay. Pentru asta am salvat aici un clip. Sunt mai multe clipuri, e un canal întreg care face astea. Trebuie să-l găsesc înapoi. Unde e, mă, tata mare? Am foarte multe chestii deschise, vă rog frumos să-mi iertați. E unul din astea. Dar bineînțeles l-am pierdut că sunt un bou. Îl mai caut odată, ce mare brânză, nu? Îl mai găsești odată, exact, mai caut odată. Așa e. Dar ce tu insecte sunt? Greiere? O să vezi. Sper că apropo, nu am văzut că o să se... că s-a băgat chestia cu făină de greier. În România o să trebuiască să mâncăm făină de greier sau ceva genul, nu? În Europa, dar nu o să trebuiască să mâncăm făină de greier. O să se introducă în produse de panificație un percentage. Aha. Înțelegi? Dar dacă vrei să-ți cumperi, de exemplu, nu e o chestie super weird, pentru că dacă vrei să-ți cumperi făină de greiere, pudră din aia, nu știu ce, are foarte multe proteine sau ceva de genul, costă super mult. De obicei le găsești la magazine de alea de mers de ăștia care merg la sală și trag de chiar. Astea se iau în Thailanda mai ieftin, dar în România sunt scumpe, nu? Bun, da. Pentru segmentul următor chiar mergi melodia din Elden Ring pe loop. Facem așa un loop. Bun. Hei, eu sunt Jangle, este Weed. Bine ați venit la segmentul al doilea din live-ul de vineri. Este iar vineri, suntem iar cu comunitatea. Dedesubt este chat-ul. Puteți să vă salutați. Astăzi dăm drumul la pariuri. Din când în când mai facem asta. Și este simplu. Merge așa, cum scrie jos în colț stânga. Exclamare bet 1 sau exclamare bet 2. O să zicem cine este ce. O să zicem gândacul este 1, tarantula e 2, ceva de genul. Este lupte între insecte. Este real life Pokémon battle. Nu o să vă dau numele clipului, ca să nu căutați și voi. Și așa este fair pentru toată lumea. Și cred că putem să începem oricând, ui, nu? Open betting. Oricând. Lupta de astăzi este între clasicul scorpion și o tarantulă. E clasic. Uite scorpionul în colțul din stânga. El va fi numărul 1. S-a bătut cu 2 șobolani, s-a bătut cu 5 crabi. S-a bătut cu șarpe anaconda. Da, da, este un experimentat. Stai așa puțin, să închid Elden Ring-ul. El este scorpionul, îl știți, iubiți. El e numărul 1. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Și la 2-0 și la el. Și acum în colțul dreapta, cu numărul 2 este tarantula. Începem voturile acum, open betting. Sper că merge botul de bet. Sunt aproape sigur. Nu, dar astea sunt niște insecte cam mari. Oh, da. Dar gândacul nu știu exact. Cred că gândacul îi enervează, e acolo se enervează, știi?
Gând dacă e mâncare, dude, acolo. Probabil. Gen să se bată pentru mâncare, nu? Deși gândacul da. Ăsta, cockroach, este încă de pe vremea dinozaurilor, neschimbat. E neatins de natură, de bombă atomică, de tot ce vrei. E forma perfectă, mă. De-aia. Este. În curând, toți o să ajungem așa. N-ai văzut oameni care stau pe stradă și se ghemuiesc așa? Ăia. Da, și intră, și intră la metrou, level. Așa. Țineți minte, 1 pentru scorpion, 2 pentru tarantulă. Hai să vedem cu cine ține lumea. Avem deja, avem câteva beturi? Sau încă nu merge? Eu n-am primit, o, n-am văzut. Pauză la video. Încă nu puneți beturile, cred că nu merge. View active bet, close betting și dăm drumul din nou. Dăm refund, stați liniștiți. Ba da, ba da, sau nu știu. Start bet. Gata, acum merge. Aveți 1 minut și 20 de secunde. Start vot! Țineți minte, 1 este scorpionul, 2 este tarantula. Care din ei va fi prădătorul superior? Și nu vă faceți griji, nimeni de aici nu este rănit, nimeni nu moare. După această bătălie, sunt resuscitați, o să primească îngrijire medicală, exact ca un meci de box, știi? Și vești bune. Mamă! Insectele, da, la Spider Sense. I-a dat cu Spider Sense. Uh-huh. Spider cumis. Insectele ce? Se regenerează. Insectele nu numai că se regenerează, dar nu au simțul durerii. Ele nu simt durere. Poți să le bagi mâna în ficat și să-i muști de cârnat și nu simt durere. Ele zic, așa okay. Se zicea și despre pește și acum s-a descoperit că simt durere. Da, unii pești, oricum. Dar acum nu s-a descoperit că insectele simt durere. Nu e adevărat, nu. Insectele în continuare nu s-a descoperit că simt durere. Salut, Roach! Uite, Roach! Roach, ești acolo în colț! Vezi că ți-au făcut chestii foarte nasoale. Dar te-a lăsat în pace în final, pentru că Roach rezistă milenii întregi. Este singurul organism de pe pământ care nu s-a schimbat și este imbatabil. Am auzit că păinjii sunt surzi. Se poate. Toma Daya. Mama mia! Uite ce atac! Dude, gândește că cea mai periculoasă parte din tarantulă este colțul. Sunt colții. Și zici că este Shelob. Nu știi că l-am înfipt pe Frodo în Întoarcerea Regelui? Cu colții aia? Oh yeah. Atunci s-a activat arachnofobia. Hai să vedem. Cu care din ei uid? Cu care din ei? Bă, și-o-s, nu știu. Să facem așa. Eu tind să cred cu scorpion. Scorpion? Da. Oh, hell yeah. Elden Ring. Pentru că, uite, tarantula se agită foarte mult și de obicei câinele care latră nu mușcă, știi? Da, dar o vorbă veche din bătrâni. Omul care se agită dă la o parte atacatorul, că nu vreau să zic cuvântul cu V, latorul. Muzica de fundal îmi sună puțin cu cea din jocul Soul River. Un clasic. E jocul preferat al lui Păun Paul. Pe care nu știu unde e. A atacat gândacul, Roach! Fugi! Doamne, nu știe cum să-și aleagă inamicii. Uite. Mamă, slow motion. E fighting for prey, deci au un scop comun ei doi. Ei se luptă pentru acest Roach. Să-i câștige inima. Ce ar fi funny să facem asta? Să facem pe ăsta voice-over-e. Ar fi funny, da. Gen... Da, la Roach acum. Merg bettingurile? Că văd că nu merg. E o problemă. Îmi pare că nu. Mai bine faci pol. Am mai dat încă o dată. Da, fac pol, dar eu vreau să și câștigi oamenii. Știu, da. Close betting. Exclamare bet 1, nu a mers? Betting close. Tata mare. Bine, mă, facem pol. Bă, mă enervează. Știu, dar na, ce să facem? Close betting. Nu știu ce face acum. Îl... Stă numai pe gândac și scorpionul ce face? Și scorpionul își face vagul. Da. În fine, uite, 0.0% din vot, vezi, nu merge. Ok, renunțăm la astea. Punem un clasic poll, da. Deci nu veți câștiga nimic. Cine va câștiga? Bă, dar nu vă uitați la tribunal? Unu sau doi? Și... Ba da, o să ne uităm imediat. Cine a întrebat asta? Vreau Dulo? 1, 2, cine? Cine e 1, cine e 2? Așa, 1 este scorpionul, 2 este tarantula. Ok. Acum contează alegerea voastră. Oh, săracul Roach, e dat pe spate, ce se întâmplă? Cum ar fi ca ei doi să se alieze
și să facă jumii jumătate la gândac, știi? Crezi că există inteligența asta natură? Scorpionul câștigă cu 80%, oh my god! Îmi place să cred că există inteligența asta. E un fel inteligență acolo. Exact ca la sporii aia din Last of Us, știi tu. E o inteligență și da, la ciuperci. Da. Apropo de asta, e o chestie super interesantă. Știi cum se calculează rutele în orașele mai rapide, nu? Cum? O să arăt imediat. O să arăt după, e un video cool. O să arăt, să nu uiți, să-mi aduci aminte. Dacă uiți, să-mi spune și în chat. Până acum, Scorpion îmi pare că câștigă. Oh, wow! O încleștare cu colți, cu cârlige. Dar Scorpionul nu prea-și folosește acul din fund. În locul lui, păi l-aș folosi mult mai mult. Nu poți să-l dai așa oricând, trebuie să dai și el headshot, mă. A, are cooldown. E da. Ca ultimata, știi? Mm-hmm. Bă, nu știu ce mi se face rău când mă gândesc la muncii din as și vine să vărs. Uite, uite gândacul pentru ăla, că, săracul. Pentru că nu e nimic delicios acolo, Jeng. Mamă mia, s-a căcat pe el! Repet, taratura s-a căcat pe ea. L-a înțepat puțin. Uite, l-a înțepat puțin. Ah, să se duci. A? Codița aia? Cât durează de obicei o bătălie din asta? O bătălie, faia, se termină acum. E foarte scurtă, că animalele astea sunt super antrenate, știi? Mi se pare că nu au venit niciun din ei. Salut, Aki! N-au venit nici ta... Bă, sunt aproape 100% sigur că scorpionii au venit, mai ales ăștia negri. Păi, dar poate n-au în bătălia ăștia, mă, n-au la ei. Ah, da, sunt blank. S-au uitat sticluța cu venin acasă, știi? Bă, Roachu face planking în colț, gen... Încearcă să se prefacă că nu există, ci că... Ci că... Is this one of those situations când trebuie să mă prefac mort? Ok, planking! Se calculează după un algoritm, după comportamentul unui mușuroi de furnici rutele din oraș, a zis Roach. Și asta e adevărat. Bun, cine a câștigat? Cred că rămâne la latitudinea noastră, să vedem. Hai să vedem altă bătaie, stai așa, liniște. Liniște în platou. Stai. A zis Aki Monster că sunt scoase pentru bătălie, gen un fel de sterilizare. S-ar putea să fie. Dar de unde știe Aki Monster și de ce de fiecare dată când face ceva diferit, vine cineva expert în domeniu? E deștept YouTube-ul ăsta. Mulțumim pentru informația, Aki Monster, dar fii atent aici. Aici Mantis. Chiar niciuna din astea două nu au venin. Giant Hornet. Asta e aia braziliană, nu? Care vindecă cancerul. Asta da bătălie. Ai tupeu să te înțepi cu ea? Mamă, ce m-aș înțepa cu ea. Hai să vedem. Până acum a câștigat 2. Oh my god. Cine a zis 2? Se face puțin... Silă? Scârbă. Scârbă? Da. I'm a weird. Silă, na. Nu-mi plac viespile. Nici mie nu-mi plac viespile, dar de la distanță sunt interesante să te uiți la design, la modelul lor. Uite, mă, data trecută a câștigat votul publicului Scorpionul, dar bătălia se pare că Tarantul a câștigat, mă rog. Hai să vedem acum, 1 sau 2? Ce spuneți? Tu, Wade? 1 fiind cine și 2? A, da, așa e. 1 e viespea, 2 e călugărița. 1 e viespea, 2 e călugărița. Hai să vedem. Ok. Deși eu să vă anunț acum. Tu zici 2, nu? Da. Mantisul e mai bazat un pic. Uite cum îl ține. Vezi? Tu îl poate imobiliza pe viespe. Stop. Dacă te uiți aici, hai să dăm înapoi cu încetinitorul. Cu încetinitorul. Dacă te uiți la piciorul ăsta, nu mai există. I-a mâncat piciorul de aici. Și viespe acum trebuie să tap it out, știi? Pam, pam, pam. Nu are nicio aripă, săraca. Are una acum. Da, bine. Are o aripă. Nu mai are o aripă, asta vreau să zic. Cine a zis 2 a câștigat? Face, mă? Oh, nu. O doare? Asta-i durere? Da. 2000 de ani mai târziu. Între ghilimele. O doare, mă. Uite aripa aici, ce nașpa. Uite și piciorul pe jos. Bă, mi s-a promis că nu sunt violente. E absolut haos pe server. Pe tribunal? Unde? Că eu nu văd haos. Nu e haos. De ce e haos? Nu e faceți haos. Că mi-e în chat. Please, este... Hai să nu folosim Discord-ul măcar vinerea când este live-ul. Folosiți și voi chat-ul de YouTube să vă vedem ce ziceți. Spuneți la toată lumea. Spuneți pe Discord. Bă,
Cred că am înțepat-o pe Mantis când abia mai mișcă. Hai, Viespe, eu țin cu Viespe. Eu țin cu The Underdog. Uite ce guriță are. E destul de groaznică gura asta, dacă te uiți. Viespe e done, e done deal. Ah! A plis de mânuță. Dar, Viespe, nu-i bine ce faci. Nu acolo se atacă. Acolo, perfect. Unde ești tu acum e bine. Pot vota moderatorii? Da, și moderatorii pot vota. Da, normal că pot. Și eu, imediat o să mă duc să votez și eu. Dar nu vă zic cu cine. Hai, Viespe, încă ai șanse. Ăsta e ultimul boss din Elden Ring. I-am văzut, dar... Să știi. Dar la Viespe n-a... Oh! Este o aripă jos, dar se pare că mai are. Ce păi e de pe jos, una. De fapt? Da, are și una și într-o parte și în cealaltă. Și-a luat-o pe aia de pe jos, ai văzut-o? A echipat-o, nu? Da, și-a pus-o înapoi. Guess who is the winner? To be continued! Oh my god! Dar ce faci, în trilogie? Nu, e bine. Încă Gen, continuu. Nu ar trebui să ai dreptul la vot. De ce Ashi n-ar trebui să am dreptul la vot? Eu am dreptul la vot. Poate voi n-ar trebui să aveți dreptul la vot. Geng, care cunoaște pe restul oamenilor de pe server și știe care și cât sunt activi, ar trebui să aibă dreptul la vot. Da. Că nu e ca și cum un vot de-a lui se pun ca 12 voturi normale, e tot un singur vot. Viespa nu se lasă, da. Deci stă într-o menghi din aia de la călugăriță, și-a pierdut un picior, o aripă, și nu se lasă. Uite, iar celălalt picior în gură, îl vezi? Eu cred că Mantis-ul, călugărița, doar se... Ea crede că se joacă cu Viespa. Ca o pisică care stă pe spate, da. Ar fi creepy dacă ar fi așa. Mi-e frică de Mantis. Doamne, ce oribilă! A înțeles prost ideea. Uite ce oribilă e. Uite cum îi mănâncă piciorul, vezi? E destul de oribilă, da. Dar uite, și Viespa îi atacă fixă membru care nu trebuie atacat. Trebuie să o atace de jos, de la burtă. Dar aici o ține, înțeleg de ce. E specie foarte agresivă, zice Roach. Mantis-ul, nu? Da. Am văzut câteva la mine în curte. Sunt super mișto când le vezi în natură. Sunt așa pline de grație. Sunt grațioase cu mâna, știi? Au și coloană sonoră. Back to the Rock a zis. Pot vota? A, da. Ai citit-o. Mamă, i-a luat din nou mâna în gură. Uite, o mușcă de fund. O mușcă de fund. Văd. Nu. Nu fundul. Orice, dar nu fundul. Nu Viespe. Bă, eu în locul Viespe i-aș băga acul în ochi. Dar eu nu știu dacă ele gândesc unde trebuie să atace. Ele gândesc strategic. Trebuie să atac punctul ăla că pare mai vulnerabil. Nu cred că gândesc, nu? Da, Viespe nu mai are. Uite, cum zice Aki. Viespe nu vrea mai are ce să facă. După ce înțeapă, așteaptă să moară. Gen ca să-și distribuie veninul, nu? Deci facă treaba. Să se coaguleze acolo. Așteaptă să moară ea, că nu mai are ac. Funcționează ca o albină? Sper că nu ai zis asta. Ce? Tu ai zis asta? Nu eu. Cine a zis că vezi pe... Cine a zis de ac? Nu prea are ce să mai facă. După ce înțeapă, își așteaptă moartea. Da, dar nu, își așteaptă moartea inamicului. Viespea atunci îi așteaptă moartea. Da, că Viespea nu lasă acul în inamic. Nu e ca albina. Ca albina, da. Albina e aia care are acul atașat de organele interne și își pierde organele când înceapă. Ai văzut după ce înțeapă o albină, îi curg chestii din ea. Da, e groaznic. Albine mor, dar Viespea nu, știu. Ăsta este adevărul în care trăim. Uite bă, simt că călugărița nu prea mai are ce să facă, uite. E pe spate și de din picioare în sus, vezi? Nu mă, ea se joacă, ea e chillax, ia uite-o. Nu cred, stă numai pe spate. Astea de obicei au altă poziție. Bă, crede-mă, și Viespea poate să dea dovadă de niște agresivitate. Da mă, e posibil, înțeleg că e posibil. Ah, mamă, cum îi mănâncă fundul. Știi că călugărițile, după ce se împerechează cu masculii, că zice bine umbră, da, că sunt luptătoare, ele sunt așa de sadice și așa de hardcore încât își consumă masculul după împerechere. După ce masculul o impregnează pe ea, femela îi taie capul și îl mănâncă cu totul. Atât de mult îi iubesc. Da. Putem să ne uităm la înțepătura de albină după Jang? Da, chiar putem să ne uităm cum înțeapă albina un...
un target. Nu știu. Eu am văzut chiar recent o albină care înțepase ceva și după aia murea și tot îi tot curgeau chestii din ea. Mamă, hai astăzi să ne uităm la, în timp ce merg voturile de tribunal, să ne uităm la chestii de National Geographic, vrei? Da, la teleenciclopedie. Ce cuvânt. Uite, salut Vrancea. Unul este viespea, doi e călugăriță, da. Ce bine că țineți minte. Era să uit. Și nu este deloc close call. Toată lumea votează cu călugărița. Deși viespea și-a pierdut o aripă mai mare. Cred că are mai multe seturi de aripi. Are una mare și una mică, vezi? Săraca, e pe spate. Gata, și-a luat poziția. Călugărița e din nou pe poziție. Are ultimata încă pregătită. Încă mai crezi în viespe, mă? Bă, se pare că nu prea mai are șanse. Știi ce mă face să cred că... Da, a câștigat. Ai, ai, ai. What will happen if mother scorpion united with her baby scorpions? Stai puțin, Elden Ring. Noi la școală ne-am uitat la India și un coleg zicea să ne facem săraci și să mergem în India. Haide, vezi că e interesant. Bă, e interesant în India, dar au și niște chestii care, pe care nu pot să le înțeleg. Știu. Trebuie să te vaccinezi de multe ori dacă vrei în India. Hai să vedem mantis versus tarantula. Aici începe. Hai să vedem, stai așa, stop. Dar de ce sunt două? Sau ce e? Sper că scot una. Dacă e o, e o statuie, presupun. Sper că o să scoată, da. Deci data trecută voi a zis că lugărița și așa a fost. Ați câștigat. Chatul a fost deștept. 66% a zis că lugărița câștigă. Dar cu o tarantulă, cine va fi câștigătorul? Cine? Oh, este Q&A, stai că-s prost. Întrebare... De ce apăs mereu Q&A? Start a poll. Întrebarea este cine? Unu... Cine a întrebat? Unu este pe Angenu, doi este călugărița, din nou. Aceeași chestie. De data asta se pare că Iuli merge pe tarantulă. Hai să vedem. Nu prea stă bine tarantula, din câte văd. Dar de ce sunt două tarantule? Deci unu-i tarantula? Depinde dacă are venin sau nu. Da, unu-i tarantula, doi e călugărița, din nou. Hai să vedem. Călugărița este un... un aparat al dezmembrării și al consumării mâncării și al uciderii animalelor. Eu zic aici că tarantula e mai în avantaj. E totuși o tarantulă, mă. Care ar fi cea mai periculoasă insectă în realitate să fie de dimensiunea unei cisterne, unei mașini? Uite, vine bossul. Vine bossul. Ăsta e bossul, de fapt. Nu pe engineer. Erau mobi mici. Ăsta este the final fight. Ăsta este the Elden Lord. Pe încălzire, așa. Hai să vedem. Acum, ce părere aveți? Unu pentru tarantulă, doi pentru călugăriță. Tarantulă clar, bă. Mama asta, da, tarantulă. Crezi că i-au pus pui la tarantula jos ca să, ca să o enerveze pe tarantulă? Să o enerveze sau să o facă să își apere puii? Să își apere puii. Nu știu dacă sunt a ei. Probabil. Eu, uite, și ei fug de ea. Dar nu înțeleg ce-a la burtă jos. Sunt groaznici. Uite cum se mișcă tarantula. Eee, o să visez urât. Da, ăștia cu ouăle alea de desubt sunt nașpa rău. De ce au pus atâtea insecte? Nu mai înțeleg. Ce se întâmplă cu emisiunea asta? E de la în care trebuie să-și dea ștafeta, știi? Să predea ștafeta între ei. Se bat doi după aia, pac. Mamă, ce-am găsit. Poison, scorpion, tarantula și centipede. Oh, asta vreau să văd. Stai așa. Serial astea, end poll. Vreau să vedem scorpion cu centipede. 1 și 2. Ăștia bagă votul vechi să pierd. Pepi, ne uităm imediat să vedem care e faza. This video is for educational purposes. Exact. Hai să ne educăm. Întrebarea este cine? 1. 1 este scorpionul. 2 este miriapodul. Uite, ăsta ai făcut mai bine că cum le zice? Mamă! Îmi aduce aminte de Pokémonul ăla din generația 7 sau nu mai știu a câte. Unu-i scorpionul? Da. Unu-i scorpionul, doi este căcatul ăla. Se mișcă prea repede și prea ciudat. Dar din câte știu, ăla chiar are venin. Bine, și scorpionul are venin și ăla are venin. Toți avem venin, mă. Let's see. Scorpionul a atacat primul, ai văzut, da?
Da, și cred că e done deal, gata. Că îl ține în clești. Îl ține în clești. E o bătaie de 4 minute. Ăsta ar trebui, din experiența mea cu Miriapozii, ar trebui să-l înconjoare pe Scorpion. Și ce să-i facă? Să-l sugrume cleștii? Bă, ce-i drept? Deja văd că îl consumă, da. Deci deja mănâncă, dude. E deja e mâncare, da, pentru Scorpion, atât. Păi, That's it. Scorpionul a câștigat. Hai să facem altceva. Stai așa. Giant Camel Spider versus Giant Praying Mantis. Ăsta e. This is it. Hai să nu mai facem poluri, că văd că se termină prea repede. Scorpion a câștigat, da. Ați nimerit. Dar uite ce urât e asta. Ăsta chiar zici că e un boss din Zelda. Dude, bășica aia din spate e atât de scârboasă. Mamă, ce groaznic. Aia doi ochi, mai bine nu-i avea. O face mult mai creepy. Se numește Camel Spider. Camel, Camel. Vrei să apeși cu degetele așa pe bășica aia din spate? Nu, mersi. Mamă, ce agresiv sunt. Asta da bătaie. Mie îmi place Mantis. Și mie îmi place Mantis. Hai că țin de data asta cu Mantis, că vreau să dispară porcăria aia de creatură. E groaznic, ești chiar din spațiu, știi? Aha. Uh-huh. Și Mantis-ul... Dead Space. Exact, da. Că tot a ieșit remake. Mantis-ul nici nu e în mediul lui, cu iarbă, cu chestii. Da, e în mediul la peianjul ăsta. Și de ce colți groaznici are? Ulea, ce creatură! Mamă. Nu vrea să se bată, vrea să scape, uite, e pacifistă. Păi, sincer, tata mare. Dar uite și Mantis-ul ce creepy e când se uită la el, gen nemișcată, știi? Mai atacă un pic, după aia se duce să scape, dar nu poate. Mamă, uite aici cum are colții, mă rog, ghearele. Deci că sunt niște colți din gură. Dar de fapt sunt mâinile. Nici colți, nici ghiare, sunt clești. Cum ar fi, exact, da. Cum ar fi să avem noi la mâini ca un fel de dinți, să facem așa la mâncare. Ham, 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 ham. Și să ne mestecăm mâncarea cu mâinile înainte să o băgăm în gură, știi? Cred că am fi foarte scârboși ca omenire, ca oameni. Doamne, uite cum l-am prins. E despărțit mâinile, l-a crăcit. L-a crăcit! L-a crăcit și îi întoarce fundul în sus. Uit fundul, la vedere. S-au pupat. Nu știu dacă ai văzut. Am văzut, da. Dar scârnăvia aia îl are pe Mantis în gură. Cel puțin l-a avut, nu mai e. Uite la bătălii între șerpi. Sunt la fel de interesante. Aici aveți arme diferite. Uite, șerpi, Mantis-ul rape, cu coasa. M-aș uita. Șerp rape, ai zis? Șerp racing. Ah, racing, doi, da. Șerpi care asta se întrec. E o chestie interesantă cu un hamster care merge printr-un labirint, știi? Ai trebuie să ne uităm la ăla. Nu. Hamster racing. Hai să vedem după, dar vreau să văd dacă Mantis-ul câștigă, că țin cu Mantis-ul acum. Hai mă, bagă-te în pământ să nu te mai vadă nimeni, nici mama. Bă, sincer, mie mi-e milă pentru toate creaturile, dar... Adună nisip să-i dea în ochi la Mantis, ce? Se poate, vezi că sunt unii care aruncă cu nisip, promit. Chiar ai dreptate. Dar hai să vedem niște acțiune. Toți din Rock ABS sunt... Aveți niște probleme, Weed, sau e tot ok? Păi, Vladul ăsta, Pepi a zis, a dat everyone pe Rock ABS. Vladul a făcut și el ceva de genul ăsta. Mamă. Ce facem? Deci acum este bătălia de fapt între ăștia doi mozi să iasă, Pepi sau Vladul. Da. Mamă, dar ei sunt unii din cei mai importanți. Deci oamenii, păi da, nu știu ce fac. Deci oamenii trebuie să aibă vechime pe serverul nostru 2 săptămâni, da? Ca să voteze, da. O să ne uităm după aia înțelegem. Peste voturi, da. Și când vedem pe cineva care nu este ok, scoatem. Skeleton, neața. Salut, Skeleton, bine ai venit. Și Pepi țipă că nu 200, el vrea mai mult, presupun. Că el, copilul i-a adus de 200. Nu i-a adus, mulți au intrat, foarte mulți oameni ciudați au intrat ieri. Bă, ăia de ieri clar nu se pun, dar ăia care sunt de 200, îi lăsăm. Că sunt legit oameni care poate vor sta aici, au stat de 200, clar o să stea mai mult, nu? Suntem în 2023 și lumea încă își bate joc de oameni bazat pe jocuri, joacă. Da. Uite și Umbră zice că vrea, ar vrea să fie mod back, Umbră. Hai să scoatem întâi un mod și după aia băgăm un mod înapoi.
Hai mă, Mantis, fă ceva. Toți ăștia au stofă de final boss, dacă te uiți la ei. Ia uite-l. Mamă, cât de creepy e! Uite-i buza de sus cum se desface, vezi? E destul de creepy. Nu-mi plac insectele, ți-ți plac? Știi, îmi plac insectele de la distanță. Cum le bagi la microscop sau te uiți la ele de aproape, sunt groaznice. Da. Uite ce mecanisme. Gândește să fie astea mari cât un... tir de ăla, cât o cisternă. Suntem morți ca rasă. Să vezi o de-asta pe stradă așa, să uite la tine. Mamă, păi îți dai seama, să vezi o de-asta în mărime naturală cât da. Un om, da? Sau o de-asta, da. Îți seama că dacă îți pune cleștele la gât, te-a rupt în două. Da, stai capul, clar. Gândește că ele se decapitează și pe ele, care au carapace aia. Noi nu avem carapaci. Sau? Mamă, a prins-o. A prins-o pe călugăriță cu cleștii. Dar și invers, uite, văd că îi mănâncă fața. Îi mănâncă fix cleștii aia periculoși, vezi? Aha, știe unde se atace. Păi nu știu dacă știe, că... mă gândesc că ea sunt tari. Ea nu poți să-i devorezi, băi, proastă. Păi da, poate are forță, mă, de unde știi? Danilo zice să fie vechi de 2 luni, oamenii. Dar e greu să verificăm asta. Putem să verificăm undeva? Da, trebuie să iei fiecare cont în parte. Ai, 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 nu me gusta. Dar niște mozi pot face asta. Da. Hai, toată lumea, faceți liste. Hai să dăm 3 săptămâni să fie mai fair. 3 săptămâni. Când o să închidem voturile. Da. O să vreau cineva să facă testări din ambele tabere. Să vadă care dintre conturile astea sunt mai noi de 3 săptămâni. Și alea nu o se pune. 3 săptămâni. Bă, se pare că călugărița e iar pe spate, uit. Da, așa se joacă ea, ține minte, și în bătălia trecută la fel a făcut. Da, da, de data asta chiar abia că se mai mișcă. Nu cred că îi place. Ah, stai puțin. Era ok. Dar văd că îi mănâncă fața. Îi mănâncă fața. E gor. Nu e mă gor. Nu e gor, da. Bă, ăștia sunt ochii de aici. Se uită în sus, se uită fix la noi. Ăștia negri, pic. Cred că sunt ochii. Iax, iar e buza. Se pupă, mă. Valentine's Day. Oh, da, hai să ne imaginăm că se pupă, că vine Valentine's. Noi ce face de Valentine's? În mod clar nu o să ne pupăm. Nu între noi, dar trebuie să ne găsim pe ceva să pupăm. Ai timp, o lună. Ok. O să pup un șoc de peste 5. Vlad Vegeș, doresc să-mi arăți contul secundar cu care am votat. Pepi nu are, mă, contul secundare. El e actually fair. Sunt de acord cu T-Bex, cu level XP. E cam greu să combați acel level dacă ești membru nou. Da. Trebuie să facem o dată să meargă botul ăla. Și știi ceva, de data asta nu-l mai ascultăm pe Brick, că văd că lui Brick nici nu-i pasă, nu e aici. Băgăm din nou botul care face level. Da. Okay. Dăm drumul ăla cu... Nu am mai băgat, dar am băgat bazat pe... Să levoluiască pe cât de mult screen chat. Și n-a făcut nimeni, ai văzut? Da, se pare că nu merge ăla. Că ați spus și voi la 2 săptămâni. Nimeni nu scrie 2 săptămâni la rând. Îi mănâncă ochii! Promit că îi mănâncă ochii, uite. Sunt mult mă ochii, fac bine la vedere. Gândește că ăștia sunt mari cât un munte. Și noi ne uităm de jos așa, de pe străzi. Ai putea să faci experiența asta în VR. Ok. Mamă, îi mănâncă, îi devorează ochii. Mai are ochi? Sper că... Oh, nu are un ochi! Îi lipsește un ochi. Mamă, cât de hardcore. Ce bătaie hardcore. Bă, nu mai poate nici ăla, vezi? Aha. Ai, ai, ai. Dar ce-au făcut? Andrew Tate e un cont secundar. Da, dar e lui T-Bex, din câte știu. Ah, T-Bex, sau T-Bex? Hai, băieți. Hai să dăm skip să vedem cine câștigă, vrei? Bă, vești proaste, Wade.
Călugărița e pe jos. Not good. E pe cale să fie decapitată. Așa cum am făcut ea soțului ei. Karma is a bitch. Jengui, dacă ați decis de la început de data aceasta ca cele două săptămâni să fie valabile, ar trebui să lăsați așa. Faze că am decis pe parcurs înainte să dăm drumul la live. Mamă, cred că Mantis-ul e... Mantis-ul da, e terminat. Mantis-ul e done. Doamne, a câștigat porcăria asta, care nici măcar nu mai are ochi acum. Stai, încă mai are ceva. Nu. Sunt doar astea, funcțiile motorii care încă nu s-au dezactivat. Uite, Mantis-ul e terminat. RIP Mantis. Manticore. Oh, ce trist. A fost super trist. Che trist. Che cosa. Bun, eu sunt Jang, the Weed. Vrei să facem acum să vedem cum stau voturile Weed să, până să trecem la următorul segment? Hai să vedem cum stau, da. Care implică țara românească. Și contează și în ce oraș trăiți voi. O să mergem la voi acasă, în orașul vostru, să căutăm chestii pe stradă. Vă place ideea? Dacă da, dați mai departe. La deja la voturi, ain't no way că avem atât de mulți oameni activi pe server. Hai să vedem. Ain't no way. Hai să vedem. Mamma mia! Tata mare, Pepe are 20 de voturi, Vladur are 16. Și restul câte unul. T-Bex are un vot, deci la T-Bex nu se bagă nimeni. T-Bex și l-a văzut la fel, un vot. A văzut e safe. Bă, ei care a văzut cu Vladulo au plănuit ceva. Ei plăneau ceva. Să zicem că dăm și noi niște voturi. Eu, Weed, Danilos. Așa, dar... Da ce? Tot nu putem să egalăm sau să facem să conteze. Hai să vedem care e faza de fapt. Cum vedem... Uite aici, 17 others. Guest Roblox. Îl văd deja pe unul. Fox Naf 12. Nu știu cine e. Așa, de Roblox. Ieten, deci de la oamenii cu multe, de la oamenii cu multe voturi, Zarzavat putem fake. Să dăm click și să-i scoatem. Păi hai să vedem. Zimuid, ți dau pe rând și tu să-mi spui dacă sunt safe sau nu, da? Deci Steffi e cool, că-l știm. Vladulo, Iuli. Stai că nu știu unde să verific. Îi cauți pe Guest Roblox. Îi cauți pe Discord. Fox FNAF e din august? Ah, ok. E ok, ce dacă nu e activ? Dacă este pe server din august e bine. Simon, știu că ești tu, da. Deci hai să vedem problema aici. Ok, deci avem mult ăștia Roblox care au intrat ieri. Clar, aia nu se pun. Dar dacă ne uităm acum la Vladulo, cine a votat pe Vladulo? Da. Mamă, Păulean! Salut, Păulean! În afară de Venom, îi cam știu pe toți de aici. Știi ce spun? Deci dacă ne uităm la Vladulo, pe toți îi cam știm. Dacă ne uităm la Pepi, sunt niște voturi dubioase. Du-te la Pepi, du-te la Pepi și uite, vezi, ai un xuleț când ai pe... Când da, ai pe... știu, dar... Așa. Ăsta clar a intrat ieri, nu? Da. Să zice că ăsta se scoate. Știi ce e mai bine? Să lăsăm chat-ul de YouTube să decidă. Că Vladulă clar am văzut ce că plănea o chestie. Să bage oameni fake ca să se voteze. Să punem votul între Pepi și Vladulă pe YouTube. Crezi că e mai fair așa? Păi, am ajuns de la a nu lăsa oamenii care nu au mai mult de două săptămâni. Așa este, da. Așa și să ducem totul pe YouTube. Era doar o idee. Hai să vedem, Guest Roblox. Ia verifică-l. Guest Roblox a intrat ieri. A intrat ieri, nu? Ok. Black Galaxy, îl știu. Boica e, cred că l-am mai văzut. Fox Naf, FNAF, zice că e din august. Venom a intrat și, Venom SRL a intrat și el... Ieri? Astăzi la 9.54. Unde e Venom? Ia. Nu e pe aici. Nu a votat, da? Mai zi nume. Ai zis mai devreme, Venom. Venom era în cealaltă parte atunci, ia să vedem. Mugman a intrat, Magman a intrat.
Așa. Azi la 30. Ok. Nu vrem să fie conturi fake. Vrem să fie totul... Da. Zarzava clar e un cont fake, nu? E un cont fake, cred că da. Nu, Roblox a intrat ieri. Ok. Nokia 3310 a intrat ieri. Okay, Freddy nimic. FNAF a intrat ieri, cred. Freddy FNAF? Ia să vedem. Există Freddy FNAF aici? Faze că nu-mi place să fiu trădat, știi? Guest Roblox a intrat ieri. Da. Dark Lord Spike, frăția. Așa, mai zi. Și cam atât, nu mai văd. Deci cam sunt astea, hai să vedem de două săptămâni încoace, da? Ăștia par safe. Deci dacă am fi să ne uităm după conturile care par safe, e cam egalitate între Pepi și Vladulos, știi? Toți ăștia care l-au votat pe Pepi și l-au votat pe Vladulos sunt cam la fel. Stai să mai verific chestii. Waffle Fries, nu știu cine e. Nu știu. Nu-l văd. Waffle Fries. Numai la ProTV. Dar cum fac ca să verific? Ah, nu pot. Unde caut ca să verific? Waffle Fries. Mergem la W. Nici măcar nu e aici și a votat. Mamă, tu-ți dai seama dacă așa de greu este pe un server de Discord de 200 de oameni, cum e când votează o țară întreagă? Nu știu cum să caut, habar n-am. Dă-i la profil. La invizibil. Waffle Fries de o lună, ok. Cu ProBot. Te uiți la @jang. @jang, ce? Păi da, mă uit la @ și dau, dar nu știu cum. Waffle, de exemplu. Sac. Și când dau click pe el? Așa. Până la sfârșitul live-ului o să avem 253 de voturi pentru Pepi. 354 pentru Vladulo. Nici nu avem membri ăștia pe Discord-ul nostru, știi? Hai să dacă s-au reîntors. Waffle. Bă, mi-e frică. Mi-e frică să nu fim asaltați de fakeri, știi? Da. Ok. Tipicul Roblox nu s-au întors. E în partea asta. Par fake. Venom. A revenit Venom. Nu știu cine e Venom. Cine e Yurimichi? Unde e Yurimichi? La Pepi. Yurimichi. A, e din octombrie. Ok. Asta este. Așa. Pepi are 20 de voturi. Mama mia. Pepi, nu știu dacă toți ăștia sunt fake. Fox FNAF, l-ai văzut? Fox FNAF, îl văd, da. E fake? Stai că nu știu, nu-l văd, stai. Interesant. Mamă, pe Pepi l-a votat și Weed. Nu am dat click ca să văd ăla. Da, și eu am putut asta. Dude, crede-mă, sunt fake. Mamă, întreabă Vlad Vegas. Da, Jeng are voie să voteze. FNAF, Fox FNAF e din august 2022. Bă, fii atent, mai dăm 5 minute să vedem ce se întâmplă. Dăm 5 minute. Și 5 minute, indiferent ce se întâmplă, rămâne așa. Nu știu cine e Jarpoc. L-am mai văzut pe Jarpoc. L-ai mai văzut? Da. Jang, you cooking something, right? Mamă, ce melodie a început. Da, sigur, Asan. I'm cooking something. Vreau să intrăm... Denis a intrat efectiv acum. Hai să vedem unde e Denis. Denis a mai fost. Adică îl știți pe Denis. Știu, dar care din ei a intrat acum doar ca să voteze? Asta e întrebarea. Stai așa să mă uit. Ok. Denis cu 2 cu 2 S cumva? A, eu da. Pot să mă uit acum la cu 2-0 welcome.
Dacă și știu, uite, uite aici. Mamă, cât stată mare. Vezi, de-aia mă intervează să vedem cine a fost concediat, cine nu. A intrat Venom, bun. Dennis cu 2S. A, și puteți să vedem cine e invitat. Invitat după aia Sun, da. Venom e de Sun. Mugman. Tata bana, știi ceva? Folosiți-vă toate puterile, o să respectăm voturile. Asta e. Am triat cât am putut, am văzut care sunt fake, care nu. Mai mult de atât nu putem face. E mult prea greu să stăm, la fiecare în parte, să vedem când a intrat, dacă a fost activ și alte chestii de genul ăsta. Deci punem pe ceas 4 minute, cred că au rămas. 4 minute. Timer. Când se termină acest timp, vom alege modul care va ieși. Pepi ghinion, zice Iuli. Bă, sincer, nu știu cum ai reușit, Pepi, să faci atât de mulți hateri. Dar ține minte că și noi, și eu și Weed, putem să votăm. Mi-a plăcut și că și Paulean era acolo prezent. Ce interesant, nu? Nu, nu e doar de Paulean. Dacă ne auzi, Paulean, unde ești? Ce tot faci? Vladul ăsta, cum îl cheamă? Nu, Mystic Eyes, Aldebaran. Unde ești? Dude, pentru... Roblox au votat iar. O să-i scoatem, să ai niștit. Roblox sunt fake. Îi scoatem. Dar puteți să-i scoate și voi dacă-i vedeți. Bun, următorul segment o să fie mult mai fun. O să ne destindem puțin. Deci, în momentele ce o să urmeze, o să mergem prin țară, unde spuneți voi să mergem, și o să facem un scavenger hunt. Avem o listă chiar aici, uite-o. Trebuie să mergem în fiecare oraș din România, bine, nu în fiecare, orașele pe care le spuneți voi, și trebuie să căutăm un stăpân plus un câine, un stăpân cu câinele, un utilaj de construcție, o mașină de poliție, o gaură în șosea, un restaurant, un hidrant, un spital, oameni bătrâni, copii și o statuie cool. Astea sunt 10 lucruri care fac un oraș să fie ok. Dacă nu aveți unul din aceste lucruri, orașul nu o să fie ok. Și o să vă dăm notă proastă. Dacă aveți toate aceste 10 lucruri, orașul are 10. Dacă lipsește câte unul din aceste lucruri, se scade din nota orașului. Și s-ar prea putea să aveți un oraș de nota 6. Hai să vedem totuși. Dar începem în câte secunde? Într-un minut și 57 de secunde. Că după aia dăm drumul la votarea noului moderator. Mă, ce rău mi-ar părea să iasă Pepi. Aia e. Ionuț Mihai, cel mai tare canal de YouTube. 2-0. Ionuț Mihai, salut! Ne bucurăm. Mai ales că acum nu facem absolut nimic. Chiar nu avem nimic pregătit decât tribunalul. Azi e zi de vot. Scoateți-vă buletinele și hai la vot. O să-mi dai și screen să văd mai mare, că momentan o să mă chioresc. Da, sigur. Și doi la mână. Asana a zis că nu putem scoate voturile de la Roblox Kids. De ce? Că ei nu pot. Ah, ok. Las că scoatem noi. O să facem stop vot. Mi-a dat Ștefi mesaj. Change windows, asta am zis. Și spun ecranul cel mare, nu? Acum aveți mai bine? Stai să... Așa, da. Da, mult mai bine. Urmează revelionul pentru moderatorul care o să iasă. Hai să vedem. 50 de secunde. Faceți ce magic puteți. Sunați părinți, sunați prieteni. Îmi pare rău pentru ce o să plece acum. Încă nu am văzut care sunt noile numere. Nu-mi spune Will că va să fie surpriză. Yay, petrecere! 33 de secunde. 30 în cap. Mai aveți jumătate de minut. Puneți-vă viața în ordine. Care okay, este ultima masă? Eu nu mai... M-am uitat acum la... să văd dacă... Guest Roblox. Scoate-l și tu, te rog. Guest Roblox, frumoasă încercare, dar nu poate trece nimic de ochiul de șoim al lui Weed. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop vot! Nimeni nu mai votează începând de acum. Am pierdut tribunalul.
Pepi, ai 22 de voturi. Dacă mă uit acum mai bine, este vreun Roblox kit pe aici. Nokia 3300 nu există, 21. Deci are 21 de voturi. FNAF, am zis că e safe. Și cam atât, nu? Popică. Lugia. Bă, pare safe ceilalți. Jarpov și Iurmici, a zis Pepi și Zuc. Pe Zuc l-am văzut de mult. Da. Ok, Pepi, îmi pare rău. Îmi pare rău că fac asta. Ai avut dreptate. Chiar Pepi simțea zilele astea că o să fie întunecată ziua asta pentru el. Nu înțeleg. S-au vorbit dintr-o dată să scoată. Popica acum a venit. Costin, Popica acum au venit. Și Jarpoc și Waffle. E ok, dar ar fi 20 să zicem. Ar fi 20 la 19. Ah, hai să căutăm o melodie pentru momentul ăsta. A, da, I'm a Barbie girl. Avem nevoie de YouTube. Și o zi tristă pentru YouTube în seara asta. Neața, am venit de la Skyrim. Am văzut doi mamuți multiplicându-se. Hei, bine ai venit. Voltage, tu ești? El e. Voltage este unul din candidații pentru Voltage. Noul moderator. Ia să vedem. Only Oli. O video. Da. Este momentul. Poate unii din voi vă bucurați, cel puțin 21 din voi, oameni reali, ați așteptat luna asta să vină, ați așteptat acest moment. 27 ianuarie 2023 este momentul când Pepi își pierde streak-ul la noi pe canal de a fi moderator. Oameni fake. În viață există foarte mulți oameni fake, Pepi, trebuie să ne obișnuim. Pepi își va pierde rolul de mod pe canal. Stai așa să vedem. Ai un ultim mesaj ca moderator, Pepi. Hai să intrăm pe main chat. Scrie pe main chat să vedem dacă cumva ai un mesaj de dat. Da, o să rămână moderator pe YouTube. Bine, nu are treabă YouTube-ul, da. Știu, doar am zis ca fază. Asana zis, Jang, don't. Știu, Asana, e greu. E greu, crede-mă, tata mare! E greu pentru toți. Nu vreau să fac asta, nu vreau să fiu nevoit să fac asta. Dar voi m-ați forțat. Mâinile astea sunt pătate de sânge din cauza voastră, e sângele vostru. Jang, please, literal nobody's. Ne roagă Brick. Sunt nobodies, dar nobodies în 2023 au mai multă putere decât crezi. Au drepturi. Nobodies, gândește că au drepturi. Poate să-ți dea cancel. Brawl Kids. Pepi, te rog, scrie-ne ceva. A scris. Da, ce a zis? Nu vezi că am dat reply la mesaj. Ultimul mesaj al lui Pepi este Cacala bacala, love you all. Love Jang, we, Danilos, Push, Paul, everyone, besides the bots. Intră pe tribunal, intră pe tribunal. Brawl Stars a câștigat. Voltage. A venit și Voltage să-l salveze pe Pepi în ultimul moment? Ia să vedem. Bă, este egalitate. Păi dar n-ai zis tu că să vă opresc voturile. Da, așa este. Cât mai merg în continuare? Așa este. Scuze. Voltage, deci din vina ta, Pepi a murit mai devreme. Tu puteai să vii mai repede să-l salvezi. Ai avut timp. Știu, Asan, dar regulile sunt reguli. Poți participa la poll, normal. Toată lumea a participat. Pepiarius a dat un screenshot. Seb left. Toți au ieșit la 10-12 astăzi, nu? Ia să vedem. Au votat și au ieșit. Hai să le scoatem atunci voturile. Și hai să vedem. Pentru că e un vot mort, înțelegi, care nu se pune. Mă enervează să vină deci oameni. Cine a ieșit, ia. Uite, fii atent.
Citește-mi tu de pe poza lui Pepi, ok? Hai să vedem. Hai că mă uit. Că mă enervează că sunt oameni fake la 2-0. Nici mă... Uite-l, yes, Roblox. Că cam aș pe Roblox și pe Nokia. Așa. Zim numele lor, uite. Deci Seb și Boica au ieșit. Da, dar care nu erau aici prezenți. I-a banat. Nu erau aici, Seb. I-a banat AVS, auzi. Ok, dar ei nu au votat, că nu-i văd, știi? Trebuie să mă uit la audit. În fine. Da, i-a banat AVS. Lucrurile oricum au rămas așa cum am decis. Data viitoare să votați. Am văzut, m-am uitat, Vladuro. Cu mai mult patos. Am scos voturile, Asan. Cu toate astea nu au fost îndeajuns. Suck my balls. Îmi plac mesajele. Îmi place Vrancea, uite-l. Știi ceva, Vrancea? Tu poți să iei locul lui Pepi. Să-i duci Legacy înainte. Pepi a zis că vă iubește pe toți, ca ultimul lui mesaj. Vegus trișează iar. Știm! Curse you, Gadget! Deci, Pepi îmi pare rău. Rolls. Ai devenit doar un VIP Chad. Trist. Acum Weed. Putem trece mai departe și să vedem cine îi va lua locul lui Pepi în această lume cruntă. Cruntă! Bun. The next poll. Hai să vedem, următorul poll este alegerea noului moderator. Mereu vor fi 5, pentru că 5 este numărul perfect. Și la 2-0, mereu vor fi 5 moderatori. Cine? Hai să punem întrebarea. Cine a întrebat? Da, știu. Cine va fi noul moderator 2-0? Luigi Alberta zice, tranziție, acum plângeam, acum râdem. Faza e că pe Pepi o să-l mai vedem. Nu pleacă nicăieri ca fakerii ceilalți. Ceea sunt fake, Pepi va rămâne, nu-i așa, Weed? Așa. Apa trece, pietrele rămân. Pentru că el este mai greu ca toate pietrele din lume. Cine va fi noul moderator 2-0? Hai să vedem. Cine a întrebat, bineînțeles, întrebarea. Cum pun? Slash question. Da, aici. Le-ai mai făcut o dată. Da. You know this stuff. 2-0. Choice A este Voltage. Hai să-l aplaudăm pe Voltage. De fiecare dată când spun nume Win, te rog, aplaudă. Bun. Choice B, Vrancea din Balș. Oh, Vrancea. Coleg de oraș cu Pepi. Umbră este, și el vrea să participe. Felicitări, Umbră, este, da, român, dar stă în Statele Unite ale Angliei. Cine a zis că mai vrea să participe? Era un om care a zis că vrea să participe. Iuli a zis, Skeleton, nu? Skeleton a zis, vreau și eu. Skeleton. Și Iuli, cred. Skeleton, eu pot doar să depun că toată lumea poate să participe. Skeleton. Da. Vladul a zis, Juan și Simon. Juan și Simon Belmont. Simon Belmont din Castlevania. Bun. Simon, Juan, Iuli, participi și tu? Ștefi. Brick. Brick. Îl lăsăm pe Brick să participe, Arwid? Hai să-l lăsăm. Ștefi și cine mai era? Iuli. Și... am mai zis și... Skeleton. Skeleton, îți urez tot succesul. Toată lumea poate să participe, dar nu toată lumea are voturile necesare. Bă, sunteți siguri că îl băgăm pe Brick din nou? Știi ce s-a întâmplat data trecută, Weed? Era să ne pierdem serverul. Și acum un an ne-am pierdut ani întregi de istorie 2-0, că a șters canalul ăla. Hai să vedem. Oamenii vor trebui să-l voteze. Așa este. Țineți minte, îl băgăm pe Brick. Brick este listat. Țineți minte că a șters ani întregi de istorie 2-0. Ok? În 3, 2,
1. Am listat lista. Mamă, câta lista, niciodată n-a fost atât de mare. Acum au văzut oamenii că at everyone. Gata, acum aveți everyone. 263 oameni. Mamă, mai avem puțin și ajungem la 300 de membri pe Discord. Dai seama, uit. Dacă fiecare din acei oameni ar veni pe live-ul 2.0, ce fan ar fi. Ce fan. Ar fi un chat ăla de bun, știi? De ce n-a fost banat Brick dacă a șters istorie? Asta e cea mai bună întrebare pe care ne punem de 3 ani încoace. Uite, de ce nu l-am banat pe Brick? Pentru că Brick a fost... El are și un nume foarte predestinat, așa, știi? Cărămidă. El a fost cărămida pe care s-a clădit oarecum Discord-ul. Prin el au venit mulți oameni, știi? El a fost de la început. Brick a fost de la început. Exact ca Satan, care a fost prezent la facerea lumii, știi? A fost și el acolo. A văzut ca ce și cum, a zis, stai puțin, puterea asta îmi revine și mie un pic. Și a abuzat de putere, știi? Și exact așa cum Dumnezeu l-a, în ghilimele, cruțat de iad pe Satan până se termină rasa umană, așa lăsăm și noi o perioadă pe Brick să stea printre noi. Dar știi foarte bine, Brick, care ți este soarta. El acum luri prin veteran world. Tu știi unde să ajungi, Brick. Pentru ce ai făcut. Erau ani întregi de istorie acolo. Eu nu mai știu care au fost primele mele cuvinte pe server din cauza ta, Brick. L-ai izgonit. Păi da, și noi l-am izgonit să fie doar la veterani. Bine, l-ai izgonit, mă rog, știi ce vă zic. Da, ziceam doar ce zici Back to the Rock. L-am izgonit pe Brick, da. De i-a mai dat o șansă. Încă rumegă prin lumea noastră. Mă rog, cât îi merg voturile? Are pensie mare? Da, are pensie mare. De veteran. Hai să vedem. Vorbim acum cu chat de YouTube. Salut, YouTube! Salut! Noi suntem 2.0. Eu sunt Jang, here with. Începem un nou segment pe live-ul de vineri. Să facem episod din asta? Crezi că e posibil, Weed? Nu știu cum o să meargă, dar da, sigur. Poți să dai O să dau un start recording just in case. Hey, eu sunt Jang, el este Weed, prietenul meu, partener. Noi suntem 2.0 și astăzi este un episod iar special, că îl filmăm în timp ce facem live. Este live în fiecare vineri, noi avem live la 2.0. Și oamenii de jos sunt acum cu noi pe chat. Salutați și voi. Și voi, yay, chat, salutați oamenii care se uită. Și 12 oameni probabil maxim care o să vadă episodul ăsta. Weed, astăzi jucăm un joc inventat de noi. Este un scavenger hunt. O vânătoare de lucruri, de, mă rog, de, cum se numește, de obiecte. Propsuri, de, da, obiecte, obiecte. Obiecte. Da. Bun, acum, oamenii de pe chat, de pe live, o să ne spună un oraș. Hai să vedem ce oraș o să vizităm astăzi la 2.0. Primul oraș care o să fie menționat pe chat, până la alegem. Să-mi zici, Weed, când vezi un nume de oraș. Că mă uit acum la niște oi. Mamă, ce mișto. Botoșani. Botoșani. Hai să dăm Botoșani. Undeva în Suceava de sus sau Suceava de jos? Ah, Doamne, eu mă uitam pe alt ecran. Aici ecranul corect. Uite Botoșani. Ok, și regulile sunt așa. În Botoșani o să ne aruncăm fix în centrul orașului. Ah, uite, au și mașini. Gaură. Ok, e similar cu Bucureștiul. Îmi aduce mai mult aminte de Constanța puțin. Sunt blocurile mici și tocite, știi? Aha. Tocite de vânt. București, trebuie să fim sinceri, are cel mai cool blocuri. Sunt blocurile alea mari. Bă, Chads, știi? Vâlcea primul. O să facem râmnul cu Vâlcea după. Scuze, n-am văzut. Oh, îmi pare rău. E vina lui Brick, Skeleton. Rămâi pe aproape. Da, rămâi pe aproape, Skeleton. Așa, acum avem aici o listă. Lista asta reprezintă 10 puncte. Dacă nimerești lista asta reprezintă 10 puncte. Dacă nimerești toate punctele de pe listă, ai nota 10 la oraș. Asan, cred că tu ai zis. Cred că da, Asan e din Botoșan, nu? Hai să vedem dacă orașul lui Asan are nota 10. Găsim un stăpân și un câine, utilaj de construcție, mașină de poliție, gaură în șosea, restaurant, hidrant, spital, oameni bătrâni, copii și o statuie cool. În Botoșani?
rămâne de bă, văzut. Trebuie să găsim, n-avem cum, da. N-are cum să nu găsim. Trebuie să văd unde pun lista, să fie mai aici undeva, nu? Aha. Vreau să avem și chat-ul. Ceva de genul, da. Ok. Hai să căutăm un câine și un stăpân. Toți o apă și un pământ. Deja s-a blocat. Nu mai merge jocul. Bă, ce așa are Botoșan? Nu, așa se vede în Botoșani. Eu are un triunghi al bermudelor. Mamă mie. E grafica pe low în Botoșani. Ultima oară când a fost pe aici un Google Car a fost în 2021, se pare. Uite-o, pun aici jos. Pun în locul chat-ului, îmi pare rău chat. Da, mă, lasă-l acolo. Da. Văd un om în stânga, dar nu cred că e cu câine. Ah, ce porcărie. Metric glitches. N-am unde să pun decât aici. Și chat-ul unde o să fie? Ah, am o super idee. Îmi închizi mie camera. Nu. Chat-ul să fie prezent aici. Eu oricum e pe share screen-ul tău și... Știu. Gata, perfect. Ca să vadă bine pentru episod, știi? Ok. Gata, mă, la 2-0 reușim. Bun, am aranjat puțin UI-ul. Acum chat-ul este în stânga. Hai să vedem dacă găsim ceva de pe listă. E un scavenger hunt, e serios. Căutați o mașină de poliție, căutați gaură în șosea. Momentan, bă, nu sunt gaură în șosele, ești nebun? Ce-i asta? E o cioară. Aia nu se pune, nu se da, pune. Da, nu e gaură. O bătrână, un bătrân. Uite, om cu câine. Hello. Nu e. Băi, Asan, de ce nu mi-ai spus că aveți așa ceva în Botoșani? Unde e adresa Botoșanului, nu, numărul cât? Nu, don't get excited, e singura. E singura? Păi perfect! E singura din Botoșani. A, e singura. Înseamnă că am șanse mari. Ia să vedem. Bătrâni, gaură în șosea, poliție. Sau copii. Utilaj. Uite copii, copii, promit. Copii de pe listă s-au tăiat, da? Da. Am tăiat copii de pe listă. Copii. Copilul este, presupun că e un copil în cărucior. Și nu este un boschetar care cară sticle. Hello. Mega. Bun, ăsta e un bătrân cumva? E o bătrână? Nu. Ba da, avem o bătrânică, uite-o. Bătrână? Okay. Da, e bătrânică. E cumva bătrânică? Hai să votăm, e bătrânică, da sau nu? 1 dacă e bătrânică, 2 dacă nu. Only fans, ce? De ce dai zoom pe curl? Oh my god, umbră, nu e adevărat. Arată bătrână, zoom. Ok, e bătrână. E bătrână. Ok, animal și bătrână. Momentan ai 2. Hai să dacă dăm de o statuie cool, sau de o mașină de poliție. Știi care e faza? Trebuie să punem și un timp de 5 minute, ceva genul, știi? Să ne mișcăm repede. Da, poți să pui timp, dar o să fii mai stresat și mai rău nu o să găsești, știi? Da, așa e. Ce e la bench acolo, la bancă, acolo, acolo. E o bătrână, deci am tăiat bătrâna. Okay. Bă, încă n-am găsit găuri. Nu ai un oraș cool dacă nu ai găuri. Ce e asta? E un canal, ok. Nu e, alarmă falsă. Bă, știi ce trebuie să respectăm? Canalele sunt la același nivel cu șoseaua în Botoșani. În București, bravo. Canalele sunt ori mai sus, ori mai jos. Și nu mă întreba cum, am Super Mario shit. Uite copii. Da, copii am femei. Găsit, e ok. Poate, wow. Pe aici putem să găsim o statuie, pe aici găsim o statuie sigur, gen. Sigur, pentru că uite clădire cool. Și pe unde e clădire cool, trebuie să fie și o statuie cool. Poate ne îndrumă și Asan să o luăm la dreapta sau la stânga, știi? Ar fi cool asta. Uite un câine! Câine! Stăpân plus câine! Dar o fi câinele cuiva sau e maidanez care e... E maidanez, din păcate. Actually... E al doamnei, da. E al doamnei, că se uită la el. Să vadă dacă e cu minte. Îl cheamă Lesi și e băiat. Salut, Lesi, you're Jang, you're a weed. Bă, știi ceva? Nu avem unde să știm. Stăpân și câine tăia de pe listă. Botoșani, ai 3 până acum. Cruce în spate. Deci, mergeți în spate că găsiți statuie. În spate. Hai să vedem spate, dacă... Cred că la clădirea aia de care am zis noi mai devreme. Nu, aici sunt spate, taci. E bine pe aici în spate? E bine, da? Hai să vedem. E bine pe aici. În 3, 2... Faza e că suntem cu întârziere și chat-ul merge mai... Mă rog. Da, știu. Merge de unde ați început. Vezi? Okay. Vezi că am zis bine. Găsim uite, un steag al României. Da, dar nu e statuia României. Uite, suntem la cruce. Dacă asta e crucea. Ei zic cruce la intersecție cumva, în Botoșani? Da. Păi e o cruce, dacă stai să te uiți de sus. Uh-huh. Ah, aici parcă ar fi o statuie undeva. S-au furat ăștia. Mihai Mazăre. Mihai Mazăre, un nume bun. Să inventăm domnitori. Cum îl cheamă pe ăla, pe vedeta aia românească inventată de noi, Wade?
Nu mai știu. Alexandru. Nu mai știu. Oh, știu că... Dacă aș putea să iau puncte pentru gardul ăsta, mamă ce aș lua puncte. În primul rând, ce cu canalul ăsta care e făcut ca în Valheim de brick, printre trotuar, gen taie trotuarul și puțin modifică, morfuie gardul. Bă, dar îți dai seama că l-au împins acolo? L-au pus așa, hai, trebuie să intre puțin. Mergeți în față și face stânga. Hai să facem stânga, pe unde, pe unde a zis Asam pe aici, nu? Hai să vedem dacă găsim o statuie. Că l-a zis cu întârziere, of course. Și găuri, în, tu te uiți după găuri, uite, sau după mașină de poliție. Hai să ne alegem, da. Sau hidrant. Trebuie să ai hidrant. Și după dreapta, ce-mi place când avem indicații de-astea. Mașină de poliție sau zici spital. Că, trebuie și spital. Trebuie să zici că îl ducem pe Asan acasă, știi? Și el și e în taxiu și noi îl ducem acasă, știi? Aici faceți dreapta? Așa, și intrați pe străduță aici. Actually, este un oraș super cool. Uite și ce butic nice. Care, apropo... Bă, Botoșani, nu e atât de rău. Nu e rău, uite ce vibe cool. Uite, Asan, fete care umblă... plângi de Botoșani. Au fete libere pe stradă. Și fete bătrâne. Pe trotuar, pe bordură. Ai tot range-ul de vârstă. Da. Ia uite, Carrefour încolo. Intersecția asta arată chiar mișto. Și cozy, aș vrea să stau aici. Pe și aici, eu, cred. Ba nu. După aia la dreapta a zis. Hai să dacă are dreptatea San și găsim o statuie. Beaches pe stradă? Nu cred că sunt beaches, sunt doamne. Sunt domnișoare. Mă, găsim restaurant? Să ții minte. Direcția de impozite. Aici, aici de ce nu e o statuie? Da. Fiecare facilitate asta să aibă o statuie, știi? Uite, eu, ăsta e Balș, promit. Covata cu bunătăți. Petru. Bun. Bancă românească. Ăsta spune că restaurant, poți să mănânci înăuntru? Nu, e doar a lui Luca. Uite. E doar simigerie ceva. Păi da, dar uite, poți să mănânci înăuntru. Putem spune că am găsit restaurant. Hai să mai căutăm. Nu se pune ca restaurant. Gen, ne mai trebuie mașină de poliție, să știm că suntem într-un oraș sigur. Poți mânca înăuntru, zice San. Bine, mă, știi ceva? Poți mânca înăuntru, clar, am văzut mese. E un restaurant. Punctul e al tău. Ai punct, bravo. Dar unde e acea statuie? Mamă, Pepi se bagă la un plus 8 cu Nilos. Nilos! Dar rămâne și pe live, nu-i așa, Pepi? Rămâne, uite, rămâne. Am găsit o cruce, cum zicea San. Uite, da. Dar crucea nu este statuie. Decât dacă este mântuitorul acolo. Hai să vedem dacă are statuie. Putem să numim o simplă cruce ca statuie? Iar mie să nu fie a mă lăuda decât crucea în Domnului. N-am citit bine, nu? Nu. Complex tati. Okay. Televizoare. La complex tati, unde te duci? La bârne. Știi ce ar fi foarte ciudat? Să mergi în față, să mergi în față și să vezi cum Botoșanul se transformă din ce în ce mai mult într-un oraș foarte creepy. Casele, tot, e un clown, un clown town, știi? Un clown town, ar fi super creepy. Părăsit. Bă, așa cu... Îi dăm crucea ca statuie, da sau nu? Bă, am putea, ce să zic, dacă nu găsești alta, pună. Zice că tot în față, tot în față. Tot în față, tot în față. Caută și găuri în podea. Că eu caut, dar nu văd, n-am văzut nicio... What? Ce pattern-ul ăsta de găuri? De câte guri de canal ai nevoie? Bă, aici e un glitch. Nu există atât de multe canale. Ce făcea? Se înfunda unul și făceau altul lângă? Bă, din câte știu eu, există un canal mare și lat. Cel puțin două conducte. Vin așa, pe sub oraș. De ce e nevoie de atâta intrări? Că dacă unul coboară pe aici, ăsta de aici îl vede pe ăsta de aici, nu? Hei, e coborât în canal, te văd. Cred, dar poate să știi. Fiecare ăla... Poate niciunul nu comunică între el. Cred că am găsit warp zone-ul din Botoșani. care îți dă skip la un nivel mai mare. Asan, a dispărut cineva vreodată aici? Și a ieșit undeva în viitor? Mergea pe stradă. I don't feel so good. Deci lua un pic în spate la statuie și mergeți în spate. Sper că merg bine pe aici. Că nu mai înțeleg absolut nimic. Uite, se întâmplă ce ți-am zis eu, deja s-a norat. Oh, da. Uite, acum e soare. I don't know, n-am trecut pe acolo. Bă, nici să nu treci. Mai bine safe than sorry. Stai departe de zona aia. Hai să vedem, hai să întrebăm oamenii. Îi dăm crucea ca fiind statuie?
Și că sincer, eu... cred că de-aia au și pus crucea acolo, că sunt multe canale și, știi? Hai să întrebăm oamenii, că e ok și pentru, pentru episod. Da. Se pune... În spatele crucii, în intersecția aia a zis. Acolo a dispărut AVS. Bă, are sens. Da și nu. AVS din Botoșani? Nu. Mama mia, here I come again. Nu lua asta din context. Încă n-am găsit găuri. Deși David, ăsta... David, 500, am întârziat. Ăsta arată ca o problemă. Salut, Alin, da. 500. David. Salut, David. Bă, arată ca o problemă, dar... E cred găuri. Că doar vopsiseră linia întreruptă. Da, pentru o singură linie. Încă n-am găsit găuri în, în șosea. Ce tata mare, ce oraș aveți fără găuri? Botoșan pare așa ca un oraș cu minte, știi ce zic? Eu sunt obișnuit ca când merg prin, prin oraș cu mașina să am parte de ceva fun. Știi că găurile sunt fun. Da, wow. Wow, yahoo. Ce tată mare. Opa, explică-mi asta. Explică, unde e? Nu, doar de pe celălalt sens poți să vezi. Nu, cine a întrebat, ok. Mă duc acum pe celălalt sens. Du-te. A, e de la mă de faci ciment cu el. Nu, nu, ăsta liniază, dude. I-am prins fix în... Deci el a pus conul mai în față. M-am adus parte... Zi. Pare partea aia de hartă din GTA 5, strălucioasă, o știi? Da, cred. Supermarket. Ovisim, wow. E, era acolo la Răzvan un restaurant, deci oricum am notat restaurant. Fast food deja. Dar n-am găsit statuie. Oraș cu minte. Când merg prin centru mereu merg cu frică când fură portofelul. Păi stai mă, Sam, dar ți l-a furat cineva vreodată? Nu. Cofetărie. Singurele business-uri care, care merg în România sunt business-urile cu mâncare, peste tot. Da. Noi uităm acum așa, după gaură în șosea, știi ceva? Hai să vedem ce zic oamenii. Bă, utilaj pune, de da. Construcție, la noi era utilaj de construcție. Ba da, bravo, bravo, bravo. Și se pune crucea ca statuie, că este o statuie. Da, unele. Statuie check. Utilaj de construcție, pentru că făceau drumurile, nu? Da, făceau drumurile. Ce fac ai nevoie el? De no. Utilaj de construcție ca să fie un oraș cool. Acum hai să uităm după hidrant, spital, găură în șosea și poliție. Easy. Sincer, hidrant ar trebui să găsim super rapid. Nu înțeleg de ce n-am găsit până acum. Cred că nici nu am uitat după el. Ia să vedem. Uite, furtune, care ar trebui să fie conectată la un hidrant. Dar ceva lipsește. Ceva Luați-o lipsește. La stânga după cruce. Ok, stânga după cruce. Și ce găsim? Unde ne duci? Cred că tot de statuie, zice. Unde ne duci? Ne duce încet, încet acasă la el. Ar fi fun să pregătească ceva, să fie asan cu cuvântul cu P în fața casei, știi? Mamă, ce troll ar fi. Ar fi cel mai fun troll. Te-aș face moderator. A, ești deja, scuze. Poliție! Unde? Ai văzut? Stop. Mașină de poliție. Mamă, nu pot să cred. Care Asan, sunt șansele, nu știu, știi? Nu știu dacă pasta a vânat Asan, dar a găsit mașină de poliție, bravo. Gaură în șosea. Asta este în afara șoselei. Nu e în șosea, dar e cam nașpa, da. Bă, hai să luăm așa, logic. Dacă aș fi șosea, unde m-aș găuri? M-aș găuri unde circulă mașini grele. Pe unde circulă mașini gen camioane? A? Ce aici? O baltă. Bă, e o gaură? Nu. Nu prea, e astupată. E astupată, e reparată. Ceea ce ai vrea să vezi într-un oraș normal, dar punctul primești pentru gaură. A, și hidrant? Sunt multe chestii pe aici, dar nu găsesc hidrant. Prea da, un Lidl. Hidrant. Cred că la Lidl găsim hidrant. Aveți Lidl? Întreabă pe Asan, dacă iau pe strada asta, încotro către Lidl. Încotro către Lidl, Asan. Efectiv, în România aveți doar farmacii, păcănele și ormerii gen jang. Exact. Bă, da, cam așa e. Și ormerii gen jang. Lidl. 3 Lidl. Și are hidrant, presupun, nu? Tot în față, tot în față. Ok. Și după stânga. Tot în față și după stânga, a zis Asan. Ți-ai minte că în România hidranții sunt subțiri, nu sunt ca în America roșii. Dacă ar fi, mamă, i-ai vedea imediat. Bigstri a zis, Jang, you did me dirty again. Bigstri! De ce, mă? Vezi că după asta urmează Râmnicul Vâlcea. Râmnicul Vâlcea, abia aștept. Un râmnic și un vâlce. Ce găsim acolo? La Skelly. Bun. Bă, aici trebuie să fie un hidrant. Parcă-l văd, dar nu e. Bă, trebuie să fie, da. Tom, tom, tom. Dacă ar veni acum un incendiu și ar ataca orașul, unde mi-aș băga furtunul?
Asan a găsit o problemă la Botoșani. Unde îmi bag furtunul în el? De oraș. Nu avem hidranți. Hmm. Cred că Doamne sunt foarte astea. Mulți oameni cu sticlă de apă în pungi. Uite, hello. Vezi? Mereu pungi? Da. Gaură, dar nu știu să ia din nou. Țineți minte. Ah, gaură! Dar nu poți să fie numită da, gaură. Nu poți. Bă, hai să ne gândim la București, gang. Da, așa e. Când îți iei unitate de măsură pentru gaură, ia-ți din București. Uite, Lidl în față. Avem semn. Acolo sigur găsim hidrant. Tot în față, ia. Du-ne la un spital după aia. Asan, gândește unde-i spitalul. Notariat. Oh. Și după aia un spital, da. Vă zic că puteți să dăm zoom out să scriem spital Botoșani, dar e trișare. Trebuie să mergem pe jos. Da, noi trebuie să găsim pe de-a bunele. Găuri? Gaură, nu? No, nu pot să cred că n-am găsit gaură până acum. Bă, nu e pic de gaură în Botoșani, mă. Da, cred că în Râmnicul Vâlcea o să fie multe găuri. Ce tata mare sunt astea? Păsări, condori? Pinguini. Pinguinii domnului Asan, i-am găsit. Hei, Asan. Hei, Asan. Oricine de aici poate fi Asan, îți dai seama? Oricine poate fi Asan, e din 2021. We don't know. Deci tot în față, tot în față și după stânga. Și imediat după stânga, dreapta. Bine. Ai înțeles, Gen? Da. Mă uit și după spital. Nu. Spitalul ar trebui să aibă și o și inimă hidrant. Pe el destinată. Așa vor fi spitalele în viitor, Gen. Cât mai, deci, cât mai stupid făcute ca să știi unde sunt, știi? Da. Tă. Hai să căutăm școala lui Asan. Nu, că nu ies din casă, îl Mao. Școala Asan. Așa e. E o școală de șoferi aici. Bă, m-am întors din greșeală 360, am uitat pe unde trebuie să iau. Acum dreapta, a zis. Dar e puțin ca cu întârziere, așa că nu știm. Da, nu știm exact unde. Cred că e bine pe aici. Ăsta e drumul. Simți mirosul de Lidl? Hai că tu ești, trebuie să fii expert la Lidl-e. Cred că încolo e Lidl, da. Mai vedem un semn. Până în ziua de azi mă ofti că ai Lidl lângă tine. Știu. Și ar face bine să te oftici în continuare. Păi mă oftic, asta fac. În fiecare zi mă trezesc. Dacă aș fi Lidl pe aici aș lua-o. Uite, Lidl în față, da. Un kilometru. Dar încă încerc să caut hidrantul pește. Ai ceva sincer. Du-te la Lidl, că de-aia mergem la Lidl. Așa că e. Găsim un hidrant în apropierea Lidl-ului. Nu de asta. Așa este. Ba da. Și acum dreapta a zis? Ce faci mai aici? Sau drept înainte? A zis, nu mai știu, a zis dreapta în spate. Cred că aici e Lidl, încolo. Nu, e pe o șosea mare. E încolo Lidl, sigur. Dar au trecut 1,3 km. Au trecut, zici tu? Nu știu. S-a norat. Vine bossul final. Cred că aici este un alt an. Nu, e tot 2021. Eu cred că trecem prin poze și dacă trecem în 2019, de exemplu, nu era Lidl-ul acolo. Și după aia iară trecem în 2020 și e Lidl, știi ce zic? Ascultă-mă, uit, este Lidl. Trebuie neapărat să fie Lidl aici. Plumit. Uite, nu, e altceva aici. Kaufland livrează. Uite aici, Lidl, în dreapta. Se distrează. Da, mă, uite-l. Păi și ne lasă, nu? Profi, i-am găsit. Da. Hidrant. Uite, mă, hai să scutăm hidrantul, pește. Lidl sigur are hidrant. Nu ne lasă în parcare la el. Normal că nu te lasă. Hidrant. Ăsta e hidrant, nu? Nu e. Lidl, trebuie să ai hidrant. Uite, hidrant, Lidl. promit, stai așa. Da, ăla e hidrant, bravo. Și da. e roșu, și nu stă la Lidl. Stai, a dispărut, promit că era aici. Aici? Da. Uite-l. Ăla yes! Hidrant, bravo. Și deștept ești, Geng. Acum n-am găsit nicio gaură în șosea, în sfârșit. Stai. Promit. Nu e. Bă, e o mușcătură, cineva a mușcat șoseaua aici. E o găurică. E o gaură în șosea. E o gaură în șosea. Ok, iau. Dacă asta nu-i gaură, nu știu. Dar cineva a venit și a mușcat din șosea, un Anunnaki. Acum du-ne la spital, Asan. Asan, unde-i spitalul? Hai să gândim logic, uit. E undeva în marginea orașului, nu? Să se ajungă greu cu mașina. Și să se vină cu ambulanța la fel de greu, nu? Ăsta arată spital. Un spital care are două funcții, și biserică și spital, știi? Și conacul Vlad Țepeș în același timp. Da. Mamă, Vlad Țepeș să sugă sângele la pacienți, știi? El sună, auzi?
suge sângele. Știi cum faci cu, cu furtună când vrei să iei așa puțin, să dai tracțiune la lichid? Da, da, da. Am făcut de multe ori. Cu benzină. Când, nu, nu, când și cu benzină, da, că trebuia să-l ajut pe taicum să... Să ia benzină din rezervor. Nu, să pună benzină în rezervorul la avion care e sus. Faci așa. Ah, ok, da, da. Și pui sus. Și am subt la... Am subt la asta. Am subt la piscină. Ah, da. Ca să golesc. Așa, pe unde trebuie să luăm la spital? N-ai făcut mult pipi după? Ba da, foarte mult. Zi, uite, pe unde eu spre spital? Nu știu, nu-mi dau seama. Știi ce poți faci tu? Caută mergeți pe Google. Mergeți de unde ați plecat, a zis Asan. Și cum fac asta? Undeva return. Vezi dacă n-ai vrut să lași primituri de pâine? Da, bă, ce prost sunt. Nu e geoghesă să mă întorc de unde am plecat. Trebuie să merg eu cu picioarele. Ne-am pierdut. Mergi tot în față. Mi se suflă în cască, mergi tot în față. Deci încolo era, ok. Dă-i, uite, ceva spital. Unde? Nu era, căsuța aia. Ne uităm aici, fii atent, avem voie aici. Puteți să mergem așa? Kaufland? Centrala nu știu ce, centrala nucleară din Botoșani. Zim ce de aici este pe lângă spital. Brico de pot, combustibilul, hidroplastic. Come on. Bă, fa zic că sigur la spital. Deci, da, mă, sigur la spital, dar trebuie să-l și găsim. Nu, cred că a ieșit acolo. Mamă, ce mișto e în câmpul ăsta. Aici stă la casa de curaj, câinele fricos, vezi? Aici e Botoșani intrare. Botoșani vest. Ai trecut, Lmao. Lmao, m-am pierdut. Medica, nu știu ce. Magikarp. Unde e medica? Nu era medica, am zis eu, așa mi s-a părut. GLS Botoșani, hidroplastul, manolești, combustibil, mânărie, SRL, Brico, Unix, Lebăda, Lidl, hai înapoi la Lidl. La Lidl, nu era ceva? Nu, Fantezia, ce scrie cu farmacia? Fantezia inimii, zi de aici unde e câte spital? Uităm clar, în nord. Bă, hai mă să dau double click aici și căutăm spitalul, citata mare. Păi dar nu se pune ca... nu se trișează așa? Nu. Fii atent, știi ce facem? Fii atent, căutăm spitalul. Mergeți de aici. Stânga. În stânga? Deci încoace. Urgent cargus. Urgent cargus. Pentru carcasele oamenilor morți. Mobilă. Mobilă. A fost delay, ok. Cac. Trebuie să găsești un spital, mă. Spitalul din Dallas. În jos undeva. Ai trecut pe lângă două spitale, a zis Skeleton. Promite pe cei tu mai scump, unde? Dar unde? Uite, sunt? H de la spital, da? Ține minte. Da. Trebuie să o luăm în jos, încolo, stai așa. Uite, tot mergem așa, numai că avem hartă ca în GTA, uite. Ok. Deci nu e total cheating. Galați? Dar... Nu, Botoșani. Suntem în Botoșani, mergem la spital acum și câștigăm. Yes. Și după aia Râmnicu. Deci Botoșani momentan are nota 9. Hai să vedem spitalul cu ochiul și o să ia 10. Râmnicu Vâlcea. Oh, doamne. Ce o să găsim acolo? Weed. Mi-e frică puțin. Dacă ne taie cineva internetul. Mă, ce viteză! Ce s-ar putea deplasa așa de repede în viața reală? Ca mine. Sferele alea extraterestre, nu? Da, true. Aici e o chestie. Nu știu cum să o iau. Pe aici? Ok. Uite, suntem la spital. Deci fi undeva în dreapta. Nu aș fi găsit în nici ruptul capului. Clădirea asta era spitalul? Wow, cred că am mai trecut pe lângă ea. Stai așa. Ăsta e spitalul, mă, de aici. Mai mult. Ăsta e spitalul, da? Ok. Mă rog, suntem la spital. Who? Who cares? Who even? Who knows? Who knows care e clădirea? E asta, ar trebui, sincer. Nu zici e ăla, a zis Asan. A zis Asan că nu e ăla. Ăsta e H de la hotel. E spital. Dude, fake. Cum să fie? Ce prost am fost.
Cum e fake taxi? Eu am zis H de la spital, dar H de la hotel, ce prost sunt. De la ce spital? Ce prost. Spitalul cu ce este? H nu e spital, weed. Ești sigur? Park. Păi ce e H? Hospital, ba da, ce prost sunt. Hospital. Dă click acolo. Ecomed. Da, normal că e spital. E magazin chinezesc, dude, aici. Nu, da, dar Ecomed nu e magazin chinezesc. Și cu H trecut. Îl dăm ca win. Clinica Sante. Uite și mai are aici. Da, mă, este. Sinevo. Există. Există spital, da. Uite-l aici. Gata, Sinevo. Farmacie, ai tot ce vrei aici. Deși, uite, not that bad. Ba este, faza e că nu este un spital propriu zis. Hai să-l căutăm acum. Unde m-aș duce la spital aici, dacă îmi tai mâna, da, de tot? Nu am spital, păi nu vezi? Poți cu mașina de la Google să te duci la spital. Uite, urgență, gata, urgență. La asta mă refer. Dar e undeva... Uite, da, ce e veche. Știu, e și ea la spital. E la spate acolo. Aici e spitalul, dar undeva în bălării, cred că au crescut bălării. The Last of Us. Ăsta e spitalul. Ăla e spitalul, da. Așa arată spitalul de urgență. Știi ceva? Nu-mi vine să dau punctul. Nu-i dau punctul. Nu au spital ca lume. Hai să-l căutăm de aici. Au spital ca lume. Ăsta nu-i spital. E intrare în spital, da. Și știi că de obicei mergi, cum ești la noi, la Fundeni, de exemplu. Aha. Edita mai... Ia să vedem. Grădina zoologică. Zoologică. Bine, mă, bine, bine. Îi dau punctul, că pare a fi spital aici. Aici stai pe bancă. Felicitări! Botoșan are nota 10. Bravo, bravo, Botoșan. Hai să mergem în Râmnicu Vâlcea. Uite, după tine, unde ar fi Râmnicu Vâlcea? Îți dau așa zoom out. Râmnicu Vâlcea. Da. Și nu Râmnicu Sărat. Fii atent. A, tu cauți ceva pe Râmnicu, nu Râmnicu Sărat. Este... Nu caut, mă, pe Google. Trebuie să mergi de la București spre Balș. Am găsit. Vreau să dau indicații, dar... Ok, ne catapultăm în Râmnicu Vâlcea acum. Casa de baștina lui Skelly. Oriunde, da? Mamă! Da. Wow, chiar arată bine. Promit că noi abia acum, în prezent, avem de-astea în București. Ok. Au și ei pasarele. Pe unde luăm ca să ne ducem undeva mai... Ah? Au și fete? Pe stradă? Nu mai sunt, au dispărut. Nu erau. Ți s-a părut? Crezi că sunt fete? Sunt traps. Hai să luăm pe aici. Gata, mă, suntem în oraș. Oh, aici presupun că o să vedem imediat găuri în stradă, da? Construcții. Utilaje de construcție. Utilaje de construcție. Din prima, mă. Și găuri, și groapă, da? Asta e o mare groapă, da. Gaură în șosea. Gaură în șosea, că utilajul s-a nimerit să fie aici. Hai să căutăm o mașină de poliție, trebuie să fie pe aici să inspecteze locul, să vadă că e bun. Te dusă și în praznic, puteai să dai mai în centru. Păi mergem și în centru. Dar aici ne-am găsit obiectivele. Ne-am dus în praznic la știi tu cine. A zis doar praznic. Uite, mă, stăm în centru, gata, stăm în centru. Bum. Samsung, uite clădirea Samsung, uite cum arată. Mamă, n-am văzut în viața mea o clădire Samsung. Tu știi cum e clădirea Samsung în București? Pentru români, așa știi? Îmi place totul asta de aici. Peretele ăsta face totul. Mai mult de ăsta Râmnicu Vâlcea. Mai mult de așa ceva. Dacă ai chestii de-astea vechi, care reprezintă istorie, uite ambulanță, înseamnă că e un spital. Da, spital. Bă, ești la spital. Dă-mi zoom acolo. Partid. Mobilă. Spitalul de mobilă. Cred că aici stă ambulanța acasă, aici e casă ei. Că nu lucrează la spital, știi? Mamă, da. Bun, căutăm bătrâni, căutăm copii. Ăștia ce sunt? Ăștia clar sunt copii. Ăsta e copil. E copil, dar, da. Ăsta e bătrân. Ăla e bătrân. Dar cât de bătrân? Uite un copil aici. Ei, nu mai e. Cred că... Era o fetiță mică, unde e? Ai văzut-o. Și asta e de ajuns. Am văzut promicul cărucior, da? Da, mă, era cu cărucior, da. Ok. Dă doar zoom, așa. Uite, bravo. Și copilul! Și mai mulți copii! Și... Bravo! Exact. Avem oameni bătrâni, avem copii. Dar am văzut oare om bătrân sau era om la 50 de ani? Că e o diferență. Uite om bătrân, mai gata. Mai ești sponsorizat de Titan Gel. Bătrân da. E... Hei Titan Gel, bine vine la 2-0. Avem bătrân. Oameni ești bătrâni. Ești pe lângă piață. Acum căutăm o statuie cool. Nu te uita după copil mic.
Ok. La ce te referi? Umbră, tu erai? Tu ai zis Umbră? Nu, asta n-a zis. Ok, Râmnicu Vâlcea. Astea sunt fete. Uite, Gaură, am zis deja. Ai zis deja, avem. Avem Dita mai Găuroiu. Avem de unde alegem. Jumătate de șosea distrusă. Ceva îmi spune că nu o să găsim extintor de ăsta, hidrant, nu? Unde aș fi dacă aș fi hidrant? Pe lângă Parc Zavoi e statuie, parcă, a zis Parc Zavoi. Feli. Unde este? La VV. Hai să mergem la VV. Și un restaurant. Gândește că trebuie să găsim și un restaurant. Unde mâncăm? Adică în oraș trebuie să mâncăm undeva. La VV Papetărie. Uite, Drăgășani, confeterie, patiserie, exact ca la... Da, ca și la... lângă, uite-te, uite, aia. Și pare că poți să mănânci, ca o mesă, da? Da. Ok, am găsit. Găuri am găsit. Statuie cool. Dar nu știu unde trebuie să mă duc la statuie, tata mare. Statuile trebuie să fie prin lângă clădiri. Acolo de-alea. Lângă VV e Jefe. Șaurmerie. Te cred, dar uite ce am găsit aici lângă Diana. E o bilă mare, e o mare bol. Sigur nu suntem în bols? La noi, la AFI. Similar. Și uite cineva, spar geamul! Musca cu ciocanul! Chieli, tu ai spar geamul. Bă, spital, statuie cool. Dar nu avem bilă pe listă. Trebuie să avem. Și aici, lângă chestia asta care pare ca un mall, ar trebui e să mall, găsim... A zis un... bila e mall. Păi și mall-ul trebuie să aibă un, așteaptă. E mall-ul vechi, auzi. Dar nu găsesc. Nu se mai duce nimeni în mall-ul ăsta, știi? E bântuit acum. Păi văd. Dar nu găsesc o parte care trebuie să fie aici și nu e. Unde e hidrantul? De unde și-au... Nu crezi e. Că românii și-au apa din canal? Da. Că nu e mai bună aceea. Până deschizi canalul. Mă uit după un hidrant și nu-l găsesc. Trebuie să găsești hidrant aici. Ăsta e hidrant? Nu. Nu. O fi ceva electric, nu? Pe lângă mall găsești hidrant, clar. Aici. Aha. Dacă nu e aici, da. Nu știu unde e. Uite! Bă, se pune. Nu, se pune. Ăsta. Ah, nu e hidrant. E un extintor. Dar cine pune un extintor așa random afară pe stradă? N-am văzut niciodată în viața mea. Nicio. E ceva dubios, adică crezi că ajunge, dacă ia foc mall-ul, un extintor, unu. Mamă, ce e aici? Skelly, ce ai făcut aici? Faci stânga pe asta și e parcul. Okay, fac stânga. Fac stânga și e parcul. Și în parc sunt statui, dar după aia hidranții tata mare, ei de unde nu. Lângă statui, trebuie să fie. Da, mă, să stingi statuia, că ia foc. A luat foc o statuie în Râmnicu Vâlcea. Uite, restaurantul Queen. Deci chiar am găsit un restaurant ca lume. Da, mă, arată bine. Chiar trebuie să aibă hidrant, come on. Nu are. N-are, mă, dacă e foc, aia e. Dacă aveți Lidl, clar găsim hidrant. Hai să mergem în parc. Gang, please, Balch next. Zisese parcă Constanța, T-Bex. Constanța. A? În Constanța deja a fost Jurassic Park. Weed? Ce am găsit? Da, am văzut. E cumva hidrant, Jeng? Da. Stai, bă, tu ai zis cumva când Constanța a fost Jurassic Park? Da, au fost dinozauri și au făcut... Nu știi că se renovează Constanța și e ruină? E în ruine? Ah, bă, da. Dar chiar credeam că sunt dinozauri acolo. Nu. Ok. Uite un butic, mai mulți copii... Bă, aici e printre blocuri. De ce te-ai băgat gen printre blocuri? El vrea nu să știu. Vadă tu ai zis atracții. Tu ai zis că păi să mă bag la stângă. Așa am zis, că am zis de pe chat. Așa, m-am băgat la stângă, da. Ok, hai uite, să vedem. O iau îmi place, uite, avion. Peisajul ăsta. Wow, nu luăm ceruri. Cer. Promit că... Nu e... Știu ce zici, dar da. Poza asta arată cool rău. Eu să-l vezi pe chat. Mi-a dat spoiler, nu am văzut cine o să fie noul mod. Eu zic în stânga dacă te uiți, peisajul e mișto. A, aici, da, e ok. Da. Dar mie îmi plăcea cerul ăsta, uite cum se varsă lumina, vezi? Bă, nu te duci iar printre blocuri. Nu mă duc, dar nu aș fi... Dacă aș fi statuie, uite, nu centru, aș sta pe aici. Uite, centru, vezi? Uite-te pe minimap. Da. Ești centru. Du-te spre centru, du-te acolo la centru. Ea mai fost aici. Aici e pe partea dreaptă, acolo. Vezi, Ovidiu? Mai luat de acolo, acum nu știu unde suntem. Aia, acum nu știu. Uite un McDonald's. Știu, păi am notat deja. Restaurant.
Și poate da. E hidrant pe aici. Poate, da. Dacă aș fi hidrant, unde aș fi? Ăla e parcul, auzi. Care, mă? Ăsta, din față, cred, nu? Nu, ăla de unde eram. A, ăsta e parcul. Ăsta e parcul. Ok, ok. Hai să mergem încolo. Nu, mă, prostule, încolo. Așa, și acum la statui. Unde sunt statuile? Sigur trebuie să fie o statuie aici. Toți românii Mihai Eminescu, fac... un ceva. Da. Un George Lăpușneanu. Un George Căpușe. Unde, mă, statuia lui Lăpușneanu din Vâlcea? Cine? Zi-mi un om faimos din Vâlcea, uite, caută. Vrei să caută Google? Păi da. Famous people... What? Poți să câștigi asta la extragere. Scrieți unul dacă vreți să o câștigați. Celebrități, vedete și așa, născuți în Râmnicu Vâlcea, da? Da. Anton Pan. E adevărat. Carmen Olteanu. Gen, Jean, poți să-mi dai 2 secunde rol de staff să-i dau time-ul lui Vladulă, că tot începe scandal pe main chat? Weed, poți să te ocupi tu de asta? Cum adică să înceapă scandal? Sunt aproape să găsesc... Sunt super aproape să găsesc hidrant. Bă, la intrare în parcare trebuie să fie un hidrant să oprești incendiile. Nu vrei să ai incendii prea mari. Am văzut oameni cu pungi de Lidl, deci trebuie să fie un Lidl în apropiere. Voi continuați. Spital, hidrant, mașină de poliție. Nu am găsit nicio mașină de poliție până acum, îți dai seama? Deci până acum orașul nu e safe. E pericol să fie aici. Uite, copiii ăștia bătrâni, am mai fost pe aici. Promit că l-am văzut exact pe nenea ăsta. Promit că pe ăsta l-am notat ca bătrân. Noi chiar continuăm, dar nu știu unde să iau. M-am pierdut total. Nu găsesc și eu ce trebuie. Cred că orașul ăsta are puncte minus. Nu are statui, nu are hidrant. Da. Are găuri totuși. Și nu are poliție. Ai ajuns iar la piață, te învârți în cerc. Știu că mă învârți în cerc, dar ajută-mă să știu unde e hidrant. Tu mă duci în parc și ce văd în parc? Că nu e statuie în parc. Du-mă undeva unde e statuie dacă e șmecher. Eu momentan îl declar pe ăsta că nu are statuie. Deci nu e based. De ce s-a oprit muzica? Nu știu. Ce ai făcut? Eu nimic. Nu tu. Muzica. Continue. Normal. N-am terminat cu tine. Așa. Uite o clădire mare. Asta sigur are hidrant, că e mare, e imensă. Trebuie să ajung... Bă, uite! Clar trebuie să... Arată hidrant, dar nu e. Deci, e safe with? Să zici că nu e hidrant? Nu, chatul de Discord. Am zis doar să se schimbe subiectul ca să nu dau, ca să nu fiu nevoit să dau timeout și să schimba subiectul. Sper! Ah, ok. Ok. Mă învârt în cercuri literalmente, da. Hai la un Lidl să găsim hidrantul, pește. Hai la un... Aveți Lidl... Skeleton. Ce interesant e aici, pe albia râului, sau ce e ăsta? Bă, aici, uite cum e, cum se vede poza așa mai pe galben. Zici că e o poză, ceva, o vedere din vremea lui Ceaușescu. Știi ce zic? Da, îmi plăcea vremea lui Ceaușescu. Era, oamenii erau mai buni, stăteai la coadă, civilizat. Bă, uite, dacă treci podul de lângă mall, da, ajungi la Lidl. Mall sau mall benzinărie? Ca scris M-O-L. Da, știu. E ciudat scale, știi bine că ne înțelegem greu cu el. Dar cred că o iau înainte și o ajung eu la un Lidl. Uite restaurant, hidrant. Restaurant Grill Noir, mall, a zis mall, a zis M-A-L-L. Big M-A-L-L, da. Crede-mă, nu Profi. Mai intră acolo. La Profi nu există hidranți? E ca un fel de Lidl, aș zice. Ar trebui să existe, măcar unul. Gândește, toată marfa aia trebuie să fie protejată. Și o poliție, nu găsim poliție, momentan. Bă, și poliție, minus. Da. Bă, cred că trebuie să facem cu timp. 10 minute, dacă nu găsim în 10 minute tot, pierde puncte, știi? Da, dau eu drumul la un timer, da? Hello. 10 minute să găsim toate astea? Da. Păi nu, e prea puțin, 15. Așa este. Dar un oraș ca lumea ar trebuie să găsești în primele minute, orice vrei. Că nu toți am pus au... 15. Am pus 15 minute de acum. Ah, ok, bine, da. Era pe stradă aia poliția. Poliția, stai. Vedem. Deci pe strada asta, da? Cred. Uite, în față. What? În spate, întoarce-te. Aha. Zoom. Pe stânga. Asta?
Asta? Nu e, nu e. Am fost eu fraier. Da. Păi eu văd și mai mic. Uite, uite, poliția, promit. Uite-o. Da, da, gata, am găsit poliție, sfârșit, bravo. Suntem în siguranță, Râmnicu Vâlcea. Mașină de poliție, am găsit. A durat ceva, a durat ceva. Stăpân nu prea găsim câine. Câine, stăpân cu câine, nimic. Măcar că... Hidrantul ăla nu apare. Unde-i Lidl? Lili. Statuie n-am găsit. Bă, dar e așa greu să faci o statuie? Ridici ceva acolo, o cruce. E super easy. În două bețe. Da, o pungă. Iar străzi. Am săturat de atâta străzi. Uite, străzi cu un singur sens. E interesant că aici sunt străzi cu case și după aia bloc, știi? Păi nu prea e bloc, asta e faza. Uite, aici se da, înalță nu... un bloc. O casă mai înaltă. Aici ar putea fi hidrant. Dacă nici aici... Dude, ăsta e hidrant? Unde e, mă? Bă, clar una din astea e cu apă, nu? Te rog, zi asta. Nu e. Nu știu, e electricitate. Dar ar trebui să fie cu apă, că e de la de... Știi? Aici da. E la case. Bine, sunt la case, dar casele iau foc? Nu există hidrant. Da, dar nu avem hidrant. Deci hidrantul este o chestie care este din pământ, în care se atașează furtunul. Și se pare că Râmnicu Vâlcea nu are. Hai să apelăm la chestii mai drastice. Mergem prin centru pe undeva. Da, mergi mai prin civilizație. Și hai să facem așa. Să vedem dacă există spital. Ar trebui să fie un H, nu? Mă, voi aveți spital sigur? Uite, spitalul județean. Da, județean. Hai să de urgență Vrancea se numește. Da, uite și clinică. Și spitalul e vis-a-vis, nu? Du-te la Zovoi și vezi dacă e statuie, că nu mai știu dacă e sau nu. Unde e Zovoi, gang? Uite altă poliție. Nu știu ce e Zovoi. Zovoi. Trebuie să nimerim și noi, știi? Sau... Păi da, Zovoi trebuie să nimerim și noi, știi? Bă, îți dăm spitalul. Îți dăm spitalul. La parc, auzi. Da, mă, succes să știi unde e parcul, habar n-am. Că pentru tine parc înseamnă albia aia de râu, ce-o fi. Pentru tine e ușor, Skelly, pentru noi e greu. Noi nu ne-am născut aici. Stăpân și un câine. Stăpân și câine, nu găsim nimic. Bă, oameni cu câini. Fericiți pe străzi, e vară. Suntem în mai. Mai 2022. Anul trecut. Pe vremea asta. Bă, pui pariu că anul ăsta pe aici o să fie zăpadă? Da. În mai? Clar. Încă n-am găsit niciun câine. E un oraș trist dacă nu e... Bă, știi ceva? Scoatem puncte. Deja începem să scoatem puncte, hai. Bă, da. Râmnicu Vâlcea, parcă puncte minus. Parcă îmi stare în ochi un hidrant, știi ce zic? Știu. Zi sincer, Skelly, tu ai umblat pe străzile astea sau n-ai voie să ieși pe stradă? Cine el știe, mă, pe aici, îți dai seama. Eu m-am născut în Italia, băi. Ok. Și ai văzut cum arată un hidrant? De ce voi nu aveți aici în Râmnic? Aici nu e hidrant. Nu e hidrant, domne. Tu în Italia te-ai născut, dar nu erai conștient ce e în jurul tău. Nu știi că ai abundență de hidranți peste tot. Bă, trebuie să fie și un hidrant aici. N-are cum să nu fie. Dar am pus timer-ul, așa că na. Dacă nu-l găsim în timp util... Uite și tu, să zicem că este un incendiu și eu și Jang ne plimbăm prin Râmnicu Vâlcea să găsim un hidrant. Da. Că noi suntem pompierii. Jang a luat foc. Da, și dacă nu găsim în următoarele 10 minute, Jang arde de tot și se face cărbune. Da, mă dau că ardere de tot. Și tot e ceva. Ne-am blocat. Hello. Hello darkness, my old friend. În Constanța cred că puteți face toate punctele, că everything is possible here. Da, știu True. Cum e. Așa este. Dar nu poți să ieși din asta. Vezi că nu poți să ieși din... Așa, gata. Am scăpat. Nu, n-am scăpat. Deci 10 minute mai avem Jang să găsim stăpân plus câine, hidrant și statuie. Pe aici ar fi stăpân cu câini prin colo. Uite, stăpân da, un și câine. Un ceva. Nu e câine, din păcate. Căpățâna mea. Mamă, Pepi a făcut un plus 10 cu Danilos, nu vine să cred. Plus 10. Vreau și eu. Vrei plus 10? Eu. Cred că vrei mai mult. Vrei plus 14. Vreau mai mult, dar vreau să fac pe warrior-ul meu plus 10. Da, și eu. Pe warrior-ul meu.
Hai mă, Ovidiu, suntem aproape. Bă, da mă, trebuie să... Hai să fie ăsta ultimul oraș, vrei să facem și alte chestii. Pe ce vrei să mai facem? Bine. Păi să jucăm Fortnite sau ceva genul. Zici tu, eu aș vrea și un Constanța. Bine mă, hai în Constanța. Sau ce zice... Până acum, Râmnicu Vâlcea are nota 7, uid. Nu găsim în Scavenger Hunt-ul ăsta ce ne trebuie. Uite, asta nu-i statuie din mijloc. Statuie, bravo! Da? Și cu ce poate să aibă ei mă statui? Cu un măr și o pară. Uite, mărul mușcat. Genghiar și-a început Vladulo. Vladulo, stop! Aveți statuie, felicitări! Vă lipsește om cu câine fericit? Vă lipsește hidrant? Unde sunt aceste puncte importante? Hello! Ah, nu hello. Uite cum fuge ăsta, trece repede pe muzică. Tu. Hidrant, pe aici, pe la facilitățile astea. Dacă ia foc ceva aici acum, cum stingi focul? N-ai cum. Tu este să te aștepți că are mașina de pompieri destulă apă. Mereu te bazezi pe alții. Da, mă, nu există. Îmi pare rău. Oprim timpul aici. Aici trebuie neapărat să fie hidrant. Neapărat. Nu ai cum să ai benzinărie și nu ai hidrant. Corect? Corect. Uite din nou extintoare. Dar crede-mă, dacă explodează, am jucat GTA. Dacă ia foc din asta, nu oprește extintorul. Lol, căutați. Salut, Vladulo. S-a trezit și Vladulo, mă. Căutăm hidranți, da. Dacă chiar te interesează. Ne ajuți? Toată lumea salutați pe Vladulo, s-a trezit. A venit de la umblat Discord-ul. Tu te uiți pe Discord? E vraiște ce e acolo, Weed? Da. Nu e vraiște. Hello. Bă, nu e hello. Nu pot să-i dau puncte. Că nu găsesc hidrant și nu găsesc om cu câine. Sau nu știu unde să mă uit. Erau niște oameni care au făcut cu mâna la mașina de Google. Foarte cute. Uite, om cu câine, promit! Am găsit! Oh. Ai nota 9 dacă e exact cum am crezut eu și da. Wow, ce deștept ești, Jeng! Ce ochi ageri ai! Zoom in on this shit. Râmnicu Vâlcea! Bravo! Și acum dacă găsim un Lidl, sigur găsim hidrant. Dar e bineînțeles că nu au Lidl. Uite, l-am găsit. Găsim hidrant la Lidl, Weed? Tu ce zici? Bă, Lidl-ul mereu are hidrantul la vedere. Jack, mai ai 6 minute 40 să găsim. Hai repede. Mă uit. Încoace. Lidl de obicei le are ori gri, ori roșii. Puteți să intrăm cu mașina acolo, vă rog, la Lidl? Hai mă, hidrant. Tu pare a fi hidrant, dar nu ești. Pe iarba ar trebui să fie. Ovidiu, nu avem hidrant nici la Lidl. E o minciună. Dar trecută la Assam nu era la Lidl hidrantul. Nici aici. Bă, Râmnicu Vâlcea are o notă nu rea, dar nici perfectă. Are nota 9. Eu o notă de trecere, felicitări! Cam atât a fost cu Râmnicu Vâlcea, că nu mai pot. Mă doare capul de la căuta hidrant. O să fie foarte greu, crede-mă. Care e următorul oraș, Weed? Hidrant e lângă benzinărie? Așa m-am gândit și eu. Dar nu era lângă benzinărie. Crede-mă. Bă, ești la McDrive și... Nu era, am trecut pe lângă McDonald's și nu era, crede-mă. Uite, stăm în Râmnicu, exact unde am început. Mai dau o mică șansă. O mică șansă, nu e hidrant. Hai în Constanța. Cine-i pregătit pentru Constanța? Hai în Constanța și o să dau drumul la timer fix 15 minute, da? 15 minute în cap și în pupăză. 15. Okay. 5. 15 nu găsești nimic în 5 minute, dude. Uite Constanța. Hai să vedem. Constanța, da? O să vă dea, da, de start acum. Hai să ne dea Constanța exemplu de cum e să fie un oraș based. Bun, deja din prima știu sigur că sunt niște găuri imense în Constanța, dar vreau să le văd cu ochii mei. Uite, bătrâni! Yes! Mamă, sunt mai rapid ca mașina, că nu-mi poți fi prins în urmă. Mamă, din prima.
Bagă lista aia să îi tăiem de pe listă. Unde e listuța? Ok, am găsit bătrâni, oameni bătrâni. Îmi pare rău dacă nu sunteți chiar așa bătrâni, dacă vă uitați. Dar acum îți căutăm copii. Și bineînțeles, uite copii, din prima. Și copii super și mici, copii mici. Copii mulți. Avem găuri, dar sunt pe trotuar. Uite găurile pe trotuar, le-am văzut, da? Mașini de poliție, găuri pe stradă, hidranți. Sunteți lângă apă, lângă mare. Dacă n-aveți hidranți, eu mă las de viață. Dude, aici trebuie să găsim hidranți, come on. Că ei au facultate de hidrohidrantă. Hidrologie, nu? No? Facultatea de hidrologie din Constanța, ce nu știi? Ce nu știți? Hai Constanța, că mi-e rău în gură de la muci. Erau mașini de poliție pe aici sau mi s-a părut? Mi s-a părut. Ce vine colonzare? E o mașină cu un alt abțipil pe ea. Uite Matiz 2, foarte cool. Foarte cool, da. Matiz e o mașină mișto. Gen și restaurant avem nevoie. Dar știu sigur că sunt niște restaurante mișto. Da, bă, normal că sunt. Uite Lidl-ul. Hai să vedem hidrantul. Dar treci pe cealaltă parte. Nu pot, nu te lasă, a? De ce? Nu știu. Cred că aici la intersecție stai. Ok, nu poți să mergi pe acolo. Dar hidrantul poate fi văzut și de aici dacă este. Uite un om cu un copil hidrant. Puteți să o luați în partea opusă, înspre mall și parc. Uite hidrant! Așa da! Bravo mă, așa da, vezi? Bravo Constanța! Uite, în Râmnicu Vâlcea, foarte greu de găsit hidranți. Foarte greu? Deloc adică? Deloc, a luat nota 9. Cred că aveau doar unul în tot Râmnicu Vâlcea. Nu cred că aveau, astea, ei au chiuvete în loc de hidranți. Și foarte mic. Îi ba la tanti Coca de la etajul 3 la ușă. Să-i bage furtunul în chiuveta ei, știi? Uh-huh. Așa, spital, statuie, cool. Ceva? Trebuie să fie, da, sigur sunt statui. Da, Sfântul Constanța, nu? Nu el era cel care a sădit orașul? Dintr-o singură sămânță, Sfântul Constanța a pus mărilor. Orașul în nisip și a ieșit orașul. Apărătorul mărilor și fratele lui Poseidon. Da, lui Ice Poseidon. Uite o biserică care e un fel de spital pentru oameni care au probleme. A fost copil copac și acum e copil hidrant. Da, așa se întâmplă de obicei. Hotel. În bani le-ai pe toate. Spital, statuie, gaură, mașină, poliție, stăpân și câine. Luați-o invers, a zis T-Bex. Bine mă, luăm invers. Știi că Constanța e doar un singur drum. O luau invers, gata. Știi ce ar fi? Știi când ți-ai zis mai devreme în Botoșani că să-i ajungi într-o parte a orașului foarte părăsită? Aduți aminte de episodul lui Dexter cu laboratoarele lui. Laboratorul vechi și laboratorul nou. E, genul ăla de eerie. De școală. Genul ăla de ciudățenie. Când era el mic, nu? Da. Era mai spălăcit, așa mai... Uite mă, asta pare fi o gaură astupată. Efectiv în bal și le vezi pe toate în 5 minute, weed. Cine e asta? Vrancea. Vrancea, el să fie oare noul Pepe? Vom vedea imediat la 2-0. Sugestie de joc. Ia zi. Goose Goose Duck e ca și Among Us, dar are mult mai multe roluri, are proximity voice, chat și are multe hărți, e gratis pe Steam. Interesant asta și uite ce am găsit. Da măi, asta e cea mai cute gaură pe care ai găsit-o, bravo. Gabiula o să ne uităm după Goose Duck, care e un fel de Duck Duck Goose, jocul ăla clasic cu, știi tu, îți pune mâna pe cap și trebuie să-l fugărești. Da, știu. Uite că am găsit și gaura, e super cute, e super cringe. Duceți-vă la Lidl înapoi. De ce? Da, nu știu, așa a zis T-Bex. Dar nu ne lua așa T-Bex, că pierdem timp și ne învârtim în cerc iar. El e regele la Constanța. Am găsit gaură, uite și o bătrânică iar. În Constanța, oamenii îmbătrânesc mult mai repede, ai observat? Ce asta? De la soare. De la soare, da. Soarele te bătrânești, dacă stai în soare foarte mult faci riduri. Da, exact, da. Niște băieți cool, prea cool ca să fie adevărați. Cine mai trebuie? În nord. Mașini de poliție. Ați mai auzit de Duck Duck Goose? Normal. Da. Toată lumea știe Duck Duck Goose. Am uitat cum era în română jocul ăsta. Nu știu cum se numește în română, dar știu.
Cum pare că românii mereu au un nume de ăsta super cringe pentru jocuri. Viermi și cercetori, ceva genul, știi? Viermi și polițiștii. La noi rațele și vânătorii e cu totul altceva, știi? Da, e cool aia. Rațe și vânătorii. La americani e dodgeball aia. Uite, da, ce e asta? Da. Teatru. Teatru? Ăla de teatru. Încă nu e ce căutăm noi. Mașină de poliție, spital. Și mai ce? Da. Statuie. Pe aici găsim statuie, sigur. Ia să vedem. Trebuie, în parc. În parc trebuie să fie o statuie. Aici stau până găsesc. Sigur găsesc o statuie. Du-te repede, T-Bex, să-ți facă poză. Stai de mișcat. Gus sunt crewmates cu foarte multe roluri. Ah, ok. Deci e Duck Gus, dar puțin ajustat, puțin elevat. Puțin pe steroizi, cum place mie să zic. Pe steroizi, așa, bravo. Zic că aici sunt statui multe, uite. Trebuie, uite, mai în față cel puțin trebuie să fie statui. Bă, și astea sunt un bus, un bus de ceva. Da, astea sunt, da. Dar nu le-au ales ei foarte bine. Înainte erau niște busturi de ceva, știi, de oameni importanți. Da, zi un om important din Constanța. În afară de Ceaușescu. Ion Eclair. Eclair. Uite-l! Uite-l! Uite-l pe Ion Eclair. Am găsit statuia. Bravo, Constanța! Vasile Pârvan. Vasile Pârvan. Și este o statuie cool, chiar așa arată. Zici că e Doctor Strange din Constanța. Deci un portal în fața lui așa. The Multiversus și is real. Dodo, cu care trebuie să fii votat afară ca să câștigi. Ok. Ion Eclair. Acum, trebuie să găsim spital, 1. Restaurant, încă nu am găsit un restaurant care mi-a să-mi sară în ochi. Și ăsta pare că e restaurant de aici. Gata, restaurant. L-am găsit! Chiar aici putem să mâncăm. Ion Eclair Ion Eclair este... Păi da. Eu l-am zis, dar după aia a scris T-Bex în chat și a zis oh my god. Și a fost mai amuzant așa. Oh my god. Oh my god. Ion Eclair a inventat crema care se pune în eclere, că până atunci eclerele se mâncau doar așa, fără cremă, știi? Uscate așa, le rămâneau oamenilor în gât. Unde e stăpânul și unde e câinele? Vreau să-i văd cu ochii mei. Pe aici e și Nikos, dacă vreți. Nikos e restaurantul ăla cu mâncăruri... Câte restaurante. Grecești, unde am mâncat eu când am fost în Constanța, nu? Hello! Știu zona asta. Ah, da, dacă te duci mai în față, cred. Da. Deci deja mersi... Pe colț, uite-te în stânga. Am găsit stânga, ceva. Stânga. Ce, Nikos? Restaurantul... Da. Du-te în dreapta. Da. Mergi în față. Uit, da. Unde vezi că e blocat acolo, cu semnele de circulație. Acolo, ăla. Acolo am mâncat o pizza, promit că am mâncat o pizza acolo. Nu, dar acolo ai mâncat, acolo am mâncat și eu. Mulți am mâncat acolo, dar vreau să îți punctez că am găsit utilaj de construcție. Felicitări. Da. Constanța este în dezvoltare. Da, crane-ul ăsta care, care împroașcă ciment, umple găuri. Bă, dar ăsta e un Nikos bun. Că e Nikos și în București, dar nu e atât de bun. What the hell? T-Bex, știi? Așa, pe aici prin parc trebuie să fie și oameni cu câini. Și apropo, știi un spital? Uite câinii! Uite câinii! Mamă, câinii! Câini! Câinii! Dinamoviștii! Eu am mâncat, dar cum se numesc, mă? Îmi scapă cum se Boașe. Numesc. Pâinicile alea mici. Boașe. Nu am mâncat boașe. Pe alea poți să mănânci tu dacă vrei, gen. Ce? Da, pita cu nu știu ce, ce era ceva cu pui, cu whatever. Unde s-a dus, mă, gen? Am dat live-ul puțin înapoi. Că nu știu unde s-a dus. Pe aici trebuie să dai și de poliție? Pur și simplu s-a ridicat și gata. Ops, vine bășinica. Hai mă, gen, că nu pot să mă mișc eu, că m-aș fi mișcat eu pe... Weed, Aldebaran. Unde e? Unde e Aldebaran?
A venit? Ok, câți oameni mai sunt pe live? Wow, bă, am fost super constanți la 10 oameni. Desene animate sunt doar două tipuri, un tip pentru copii și unul pentru adulți. Scuze de comentariul trecut, am apăsat prea devreme pe trimite comentariu. No problem. Au fost și 20. Really? Au fost 20? Eu am văzut la un moment dat ceva 14, dar după aia nu m-am mai uitat. Dacă a fost 20, wow. Avem 20 de like-uri, două. Au intrat extrem de multe persoane pe Discord. Really? N-am fost atent la asta. E puțin cam greu să fiu atent. și la Discord, și la live, și la chat-ul de pe YouTube. Invitați de Denis. Ah, ok. Am crezut că au venit ei organic de pe YouTube. Sunt 16 playeri maxim pe GuzGuzDuck. A fair amount. 16 oameni e ok. A fost o carte cu teoria conspirației, operațiunea Aldebaran de Jean Van Helsing. Oh, noi avem un prieten Aldebaran și așa îl cheamă Aldebaran. Ui, tu ai vrea niște desene animate pentru vârsta din mijloc? What do you mean? Mă uit, de exemplu, la Rick and Morty, la Family Guy, la South Park, la Simpsons, dar au devenit cam boring. Eu nu cred că o să iau mod că tot cel mai toxic sunt. Recomand tot ce este Hanna-Barbera, of course, clasice. Și Ruby Spears. Am primit confirmare. Alde e down soon să băgați un match. Nice. He's down. Păi, unde s-a dus Jenga? A plecat dintr-o dată? O să vină îmbrăcat ca un grec? L-am auzit prin casă. Își târșe papucii. Între desene pentru copii și desene pentru adulți, adică pentru adolescenți, desene animate. I don't know, nu prea știu desene pentru adolescenți. Dă-mi niște exemple. S-a dus la Nikos în Constanța pe jos. Și-a luat papucii aia buni. Bă, mi-e poftă de niște Nikos. Aș mânca Nikos. Acolo am fost, când am fost în Constanța în 2019, nu mai știu când am fost. Am mâncat acolo de mai multe ori și mi-a plăcut super mult. Se juca și GeoGuessr, dar în România. Am jucat și GeoGuessr, dar de obicei când jucăm GeoGuessr, oamenii de pe live dispar. Bă, scuze că a durat atâta, dar merită gluma asta. Uite, mă mănânc două boașe. Oh, oh. Ia că eu văd cu întârziere. Gata. Putem continua. Stai să dau live-ul mai încet, că mai în urmă, că n-am văzut faza. Am mâncat niște boașe, mare brânză. Hai să continuăm. Trebuie să găsim stăpân plus câine, mașină de poliție și un spital. These nuts, T-Bex. V-am auzit tot ce ați vorbit. Foarte urât. Foarte urât. Bă, prin parc, sigur putem să spionăm pe un om care are un câine. Uite, ăsta are un bebeluș. E un fel de câine. Ce, mă? Ce-i melodia asta? Zici că e ceva românesc. We'd explain cu Jen ce am reușit. I-am zis lui Jen că ai făcut plus 10 cu Danilos. La asta te refer, nu? Foarte bine, da. A, nu! Cu Aldebaran am auzit. Promit că am auzit. Că e down să joace. Ce, Aldebaran a zis că e DTF. Down să facă un match. DTF! Ah, okay, DTF! Da. DTF! DTF! Abia aștept. Promit că ne-am jucat ieri un match de LOL și chiar se simțea lipsa lui Aldebaran. Da, nu știam ce item să-mi fac. Uite pe Greta Thunberg. Da, uite. Ia e Greta Thunberg. Bă, ai văzut ce glumă e Greta Thunberg, cum e ridicată în slăvi pentru literalmente nimic. Premiul Nobel pentru pace, doar că vorbește niște căcaturi. Ia sincer, știi ce este? Un influencer, atât. E un influencer prost, dar prost rău. Unde mă stăpân cu câine și mașini de poliție și spital?
Da. S-au dus la 15 minute de căutat prin Constanța. Păi stai puțin, s-au dus, dar eram la... Căutam boașele astea, uite. Am văzut, dar ce sunt alea? E cumva profiterol? Da. Nu știu. Ți-ai luat congelat de la Lidl? Da. Și le-am lăsat, de-aia am stat mai mult. Le-am lăsat 15 minute să se încălzească. Sunt interesante, nu? Am avut și eu. Da. Păcat că nu prea-mi place gustul aluatului. Îmi place crema mult, dar aluatul lasă de dorit. Hello. Păi așa e profiterolul, ce vrei? Sunt niște coși de aluat mai mult. Bă, pe aici pe străduțe sigur că sunt un câine și o să ne prefacem chiar unui om, știi? Geng a promis acum foarte mult timp că va juca cu mine Orcs Must Die 3 și nu s-a jucat. Ba da. Știu și eu când a promis. M-am jucat, adică chiar, l-am luat. Știu. L-ai luat, da, dar nu te-ai jucat cu Skelly. Skelly, tu fă-ți orașul ăla de Dota 10 și mai vorbim. Ai uitat că te urăsc? Mamă, ce bune sunt bolzurile. Da, mă, lasă-mă profiterolul, tu caută câinele. Ce crezi că fac acum? Sunt, știu că-l cauți, mă. Am zis doar așa. Sunt full câine mode. Uite, am revenit aici la Doctor Strange. Doctor Stephen Strange. Dacă aș fi câine, așa pe lângă parc, știi? M-am învârtit în jurul parcului. Nu am văzut pe nimeni cu câinele. Cred că oamenii au câine de mare la mare. Au câini care stau în apă, știi? Ion Eclair. Dacă nu găsesc câine, îți dau 8. N-am de ales. De fapt, stai așa, spital. Hai mă, să recurgem la ăsta. Sigur e un spital pe aici, nu? Spitalul Clinic Foarte Constanța. Așa se numește. Nu glumesc. Hai să dăm. Foarte Constanța are și valuri din apă în el. Ăsta e spitalul, nu? Da, e Foarte Constanța, e cool. E spital. Numai că mie mi se pare că e mic. Spitalul Clinic Mic Foarte Constanță. Că tu nu auzi că dacă nu avem hidranți, scoatem ciocile. Ah. Da, mă. Și te întrebai de ce nu mă joc cu tine Orcs Must Die. Dar ce m-a zis? Stai? Doar cioci. E funny. Nu pot să cred. Bravo. Stăpân plus câine și spital. Mai aveți 2 minute să găsim o mașină de poliție. N-am găsit, bă, în Constanța nu ești safe, nu ești sigur pe nicăieri. Nu am o poliție să mă ajute. Hai mă, hai. Un sigur milițian vreau să găsesc. Mașină de poliție, easy. E ca o misiune din GTA. Come on now, find me a police car. Ok. Wow, nice driving. Știi când conduci super bine? Aha. Wow, where did you learn how to drive? Oh. Și se pun și motocicletele. Dar n-am mai găsit motocicletă. Motocicletă de poliție, please guys. Bă, poliția și-ar face veacul pe lângă o cofetărie ceva, nu? Da, gogoș. Să mănânce gogoșile. Oh. Ce era mașina aia? O Dacia? Nu? Da, Dacia de poliție căutăm acum. Tata mare, ce greu e. Câte minute mai îmi dai așa trac? Opa! Promit! Încă promit! 5, cred. Stai așa. Ce? Promit. Ai găsit-o? Ovidiu, ce e aia? Ce e aia? Zici sincer. E poliție? Nu văd, nu-mi dau seama. Trebuie să schimbăm puțin unghiul. Că se vede, văd mic. Deci, de aici. Pac. Și în partea asta parcă. Uite. Bum. Nu pare a fi poliție. M-am speriat puțin. E poliție? Caută la gară. Așa e. Constanța la gară. Unde ar fi gara Constanța? Lângă o șină de tren, nu? Da, la gară. Aici undeva. Eu gara, da. Uite, chat Constanța. Unde e gara? Nu știu unde e gara Constanța. Actually, de la Nikos de acolo, poți să mergi, ești aproape de gară, de la Nikos. Da, hai să vedem. Metro Constanța aici. A, nu e metro, scuze. Am uitat că e nou metrou. Metro Last Light. Palas Petrom. Mai sus, auzi. La Delfinariu, mamă ce-l ții minte pe Delfinul. Alex și mai era unul. Alex și Flipper.
Erau delfinii mei preferați de la delfinariu. Bă, nu găsesc gara. La faleză e Nikos, da, știu. Prea sus. Uite, tu ai o response, dai 3, dacă da, jucăm după live, nu l-am. Nu l-am luat. Gara. Zii tu că nu este gara. Dar oricum, noi trebuie să găsim... Ce, ai găsit gara? Nu. Chat Constanța. Torali. Strada de epurare. Cosmin. Eu stradă Cosmin. Trist că nu ai Orcs Must Die 3. Eu am. Aia e gara. Iauzi. Haide, la chat Constanța. Let's go. Ai promis că asta e gara, ai mințit. T-Bex, ce facem aici, T-Bex? Știi ce facem? Pierdem timp că nu aveți mașini de poliție. Hai să cădem de acord că nu există poliție în Constanța și le dăm nota 9. Aie! Până acum, Botoșanu este câștigător. Am revenit Chemarea Naturii și uit ca exemple Owl House, Infinity Train, ceva de genul ca desene pentru adolescenți. Tu știi Owl House? Da, e o porcărie cu LGBT. Da, nu le știu. Pentru toată lumea e lesbiancă. Nu le știu. Eu mă uit la Family Guy, South Park, genul ăsta de... La comedii, vei să zici. Da, și care sunt de obicei pentru adulți. Ce tata mare. Dar majoritatea care se uită la desene de genul ăsta, Family Guy, South Park, sunt adolescenți, totuși. Asta e un fel de poliție, securitate. Adică, de pe atunci încep să te uiți. Băi, eu chiar mă chinui să caut poliție și nu găsesc. Unde sunt The Popos? Popos. Ne, nu știu, mă. Îmi pare rău. Nota nouă, Constanța. Salut, Davi Ninja. Deci Constanța a luat toate punctele de pe listă, mai puțin mașina de poliție. Nu reușesc să găsesc mașina de poliție în Constanța. Sincer, eu am crezut că găsești mașina de poliție și nu găsești om cu stăpân cu câine. Stăpân cu câine, da. Se pare că a fost mai greu să găsești. Deci Constanța, până acum, mai e 5 secunde. Hai, 5, 4, 3, 2. Mi s-a părut că văd ceva aici. 1. Nu e. Alarmă nu falsă. Era doar o doamnă. Da, Constanța are nota 9. Era doar o doamnă cu girofar. Putea fi așa de frumos să fie ăsta girofarul, dar de fapt e altă mașină în spate. Aia este, pare rău. T-Bex, Constanța are nota 9. Balș? Da, hai să mergem în Balș. Să vedem cât de repede găsim în Balș. Balșul este undeva... Aici, ia uite-l. Intrăm în Balș. Doamnelor și domnilor, Balș, dacă nu știați, este orașul de baștina lui Pepi, fostul nostru moderator. Ia uite, easy boss, frumos. Și avem lista aici, lângă noi. V-am zis că lângă Kaufland e gara. Nu ai spus asta, e prima oară când văd. Oricum ai nota 9, aia e. Se mai întâmplă, T-Bex. Se dusese oricum și timpul de mult. Uite un om bătrân, din prima, om bătrân. L-am găsit. Om bătrân și pe bicicletă, dude, come on. Da, dar unde e bicicleta în listă? Așa, hai să venim prima. Uite, dude, în Balș, ne văd și vor să ne facă rău. Uite, bă, aia 2-0. În Balș toată lumea e rea. Da. We must festival. We must. Gaură drum. Gaură. Gaură drum. Gaură drum, niște mișcat de aici. Ok. Mașină de poliție? Nu. Mă, dacă au hidrant... Nu te mișca, poate găsești un restaurant. Încerc să găsesc hidrant. Pe aici trebuie să fie hidrant. Că dacă ia foc benzinăria, we dead. We all dead. We all dead, yeah. Utilaj de construcție, maci? Ia uite. Unde? Ia uite-l. Utilaj de construcție. Chiar ce vrei să pui din prima. Din prima, vreau să spun betonieră și am zis... Hai să spunem utilaj de construcție, că e mai ok. Ok, avem din prima niște chestii. Pepi a zis că nu cred că avem hidrant. El a renunțat direct la... Măcar e sincer, știi, că celălalt din Vâlcea, Skelly, a zis că nu, sigur e hidrant în cur. Nu era hidrant, spoiler. Nu e. Still here? Normal, still here. Hey guys, unde este hidrant aici? A zis aici? Vrancea că știe unde e hidrant. Ia zi Vrancea, dacă tu știi unde e hidrant, mergem acolo acum. Bă, s-a transformat locul. Ce e aici? S-a transformat instant, promit. Tu ai mers prin timp. Uite ce cool e aici, da?
Da. Uite ce val... Ai, din 2012, îți dai seama, mamă cum era... Deci toate astea, gândește, demolate toate. Rase, tot. Mașina asta... Promit că luna asta, tot timpul, da? Întreabă pe cine vrei tu din familie. M-am plâns că nu văd pe nicăieri Espero. Nu văd pe nicăieri mașina Espero. E prima oară că văd un Espera. E un Espero din 1997, ceva genul. Genk făcut spatele, uite. Imediat. Stai să... Eu mă mir că găsesc mașina asta aici, în Balș. Tocmai la Pepi, mă. Era mașina... Când eram mic, Espero era mașina mea preferată. Că era un Cielo mai pe steroizi, știi? Aha. Cum să aveți Espero în Balș? Ia să vedem din față. Dar e clar, un Citroen Espero. Fă cu spatele. Mă duc cu spatele acum. Și ce rezolv? Dar nu cred că pe aici. Că pe aici cred că ieși. Deci asta mâncă 2012. Aici ești în 2012. Nu, pleacă de aici. Mamă, ce mișto. Îmi place să merg înapoi în timp. Ok. Uite, mă, Balșul modern. Uite cât de colorat e Balșul modern față, da, de Balșul vechi. Ok. Fă cu spatele în spate. Am făcut. Bă, da, ziceți și voi mai normal. Da. Gândiți-vă că sunteți și cu întârziere și riscați să pierdem mult timp, că suntem pe live. Fă cu spatele în spate, dar mergi în mâini. Bine, voi face exact în tocmai asta. Balș, România, terme? Au terme? Da, terme. Aici e la terme, la Pepi. Aici un restaurant. Așa, mai dă, auzi. Mai dă, ok. Uite, la cruce. Cred că așa se numește aici. La hello. Aici e la cruce. Da. Știi când... Bun, stop, a zis okay. În Franța. Sunt stop, stai liniștit. Așa, și unde ar trebui să fie hidrantul? Mă uit acum. Hello. Ok, acu tot înainte. Acu tot înainte, ok. Hidrant. Dar știi ce e un hidrant, da? Nu merge degeaba. Cred că știe, că s-a uitat până acum. Uite, la doi pași, nice. Unde? Acolo, uite, unde clădirea roșie, okay. Devine doi pași. Dar nu se pune ca fiind restaurant. Hai să vedem. Nu se pune, uite, ca fiind restaurant. Bistro în terasă Veneția. Asta clar, e clar restaurant, nu? E un și pub, strip, da, club. Hai să tăiem restaurant de pe listă. Deci suntem acum în Bolș, Slatina, da? Doi pași, antea restaurant, mașină de poliție nu avem. Uite și pizza la fel, fast food. Stăpân plus exact. Câine. Uite copil. Nu e copil plus câine. Știu, dar trebuia să găsim și copil în Slatina. Sau, mă rog, în Balș. Uite, alt copil. Iau înspre soare și bagă fast. Despre ce vorbești, Pepi? Să mă duc înspre soare, adică înspre răsărit. Și să bag fast, adică să încep să postesc. Ok. Deci pe aici dau ce căuta hidrante. Ne mai trebuie așa, stăpân plus câine, ne uităm după câini. Ne uităm după poliție. Și ne uităm după statuie cool. I guess că faza cu avem de toate a fost o minciună? Acum jumătate de oră ai zis? O minciună gogonată. Mamă, nu mai am gogonele. Poliția e în față, grav. Poliția e în față, grav, ok. Asta nu e poliție. Dar o să mergem în continuare. Uite un Penny. Penny sigur are ceva gen hidrant. Come on, e okay. Un fel de Lidl. Da, mă, trebuie să fie pe aici. Uite, la florărie. Da. Cum pare că toată lumea își cunoaște numele în Balș. Ești alu nu știu cine, ești alu nu știu care, nu? Școala mea, a zis Pepi, școala mea. Care e școala? Asta de aici? Un căcat de școală. A, asta! Aia! Ok. E destul de lame, are doar două etaje. Unul, de fapt. E parter plus un etaj. Uite, pe ăsta ne flipuie! Cred că ne înjură, uite, după, nu, mă, după cum ține mâna. Bă, să mă cac în mine, băi! Înjurător din bal, știi? Ia, mă, ia. Școala, ia, uite. Da, mă, fac ceva pe ea de școală, că căutăm altceva aici. Pentru un oraș, ca un oraș să fie bun, ai uite, nevoie de hidrant! Perfect! Bravo, mă! Bravo, Pepi! Exact ce credeai tu că nu o să aveți. Exact. Noi n-avem hidrant. Că, bă, nu, păi e vis-a-vis de școală, Pepi, chiar așa nu știi că e hidrant acolo? Mâine, la școală, de fapt e sâmbătă mâine. Luni, te duci să vezi hidrantul ăla și fă poză cu el. Faci poză când ai degetul pe hidrant, așa. Ce asta? Martorii lui Jehova! Wow! Nu știam că aveți martori. JehovahsWitnesses.org. Mamma mia. Ia să vedem, ne trebuie stăpâncul plus câine, da? Da. Știu unde e poliția în zona mea. Lasă-mă bagă pe mine. În față, auzi. Bagă tot în față. Tot în față, stai liniștit. Dar mă uitam după chestii. Avem nevoie de stăpân plus câine, știi?
Ce interesant e terasa asta. Chiar nu știu dacă e apartamentul cuiva, dar dacă ar fi, ar fi cea mai mișto casă din zonă. Deși vecinul ăsta de sus clar vede ce faci tu aici. Hai să înaintăm. Vrancea, bun geang, du-te înainte la primărie. Și Petrică, taci mă Vrancea că nu știe el. Ce așa, așa și e, știi? Păi da, uite mai mulți copii. Bă, aveți prea mulți copii, prea puțin câini. La primărie sunt statui, auzi. Uite statui, promică statuie. Statuie, gata, da, este, bravo. Este statuie și e cool, e făcută cool. Uite, are mustață, are boost. Bravo. Statuia care e un punct greu de găsit. Aici e primărie? Hello. No. Aici? Poate. Who cares? Dar mai acum... în față. Până acum are 7 balșu. Hai să dăm câinele. T-Bex, îmi pare rău, s-ar putea să te ia balșu. Ce contează că stai în Constanța? Ia uite! Nu-i câine. Dacă e în geanta ei un câine. Poate, e un câine adus din Wuhan, știi? Aha. Wuhan. Da, mă, știu, am muci. O să fiu bolnav o perioadă bună de vreme. Nu te-am imitat pe tine. Îmi vine să-mi suflu în muci. Aici pare că ar fi un om cu câine, știi ce zic? Pare, da. În toată... Oh, ce e aici jos? E un obiect care pare a fi un câine. E sacoșă. Tot în față până ajungi la poliție, că știu unde e. Ok. Dacă nici la poliție nu găsim mașină de poliție. Salut, Denisa! Avem Denisa, trebuie să ne portăm frumos acum. Suntem cu mine. Așa, pe aici. Kishkili, bishkili. Pe aici ar trebui să fie câini, că e parc. Aici poți să facă liber câinii kaki. Hei. Da, ninge? Ninge rău? Ninge afară! Vreți să vă arăt? Cine vrea să vadă? Dacă doi comentează, eu vreau să văd. La primăria Balș. Jenger dispare. Ninja, are multe parți. Ce frumos e. Wow, ce frumos ninja. Nu se vede nimic, dar frumos. Asta e zăpadă, cârnaților. Zăpadă, s-a pus zăpadă pe ăsta. Și în spate, în curte, se vede cu altul că e zăpadă. Că până acum nu se vedea nimic. Putea să vină oricine să mă taie. Wow. Vreau ce, lasă-mă. Că eu știu mai bine Balș în zona mea. Bă, nu vă pasă că ninge sau care-i fază? Nu ne pasă că ninge. Nu știu dacă ne auzi. Ba da, vă aud. Ok, de ce nu vă pasă? Că mai e un sfert de oră, se face ora 12 și trebuie să găsim în Balș chestii. Filma acum, dar ninge afară. Pepi, member for 3 months. Poggy, bună! Bună, Pepi! Felicitări, Pepi. Mamă, s-au primit 3 luni deja? Când se schimbă culoarea? Are ciuperc albastră. Vrancea Andrei, că... spitalul e în zona mea și poliția. Ok, hai să vedem. Ne ducem spre... pe drum vreau să găsim neapărat un om cu câine ca să primim nota 10, că altfel ne supăram. Am mâncat bolzurile, tot e bine. Aveți Rainbow Six Siege, că îmi doresc foarte mult să jucăm pe un live sau după dacă vreți. N-am jocul. Skeleton, nu avem jocul, nu. Cred că l-am primit la placa mea video și l-am dat la fratele meu. A, deci nu mai există, gata. Asta e primăria, nu? Da, trebuie să luăm tot înainte, da? Un om care nu are câine. Mamă, de la distanță credeam că asta e lesă. S-a aliniat perfect linia asta cu mâna. Mergea oarecum. Uite, vezi? Lesă. Și credeam că un fel de câine mic undeva aici, mic. E un câine de la de cană. Come on, hai că știu că puteți. Statuia am găsit, Pepi, e ok. Am găsit. Statuia e safe. Statui, da, le-am găsit. Statui nu avem nevoie de ele. Ăsta e un câine aici? E un scaun, dude, nu, e un scaun. Bă, nu mai apare scaun, nici mașina de poliție. Dacă unul din oamenii ăștia duce câini în cărucioare, știi? Nu putem ști. Și de ce e ridicată bicicleta aia pe roata de față? Asta? Glumești? A, nu. Vezi cum am... Vezi, e o iluzie de la depărtare, vezi? Nu. Eu n-am văzut asta, scuze. Eu sunt om normal, am ochi buni. Chiar am dat de curând testul de oftalmologie pentru carnet și am citit toate literele alea. Și erau niște întrebări capcană.
că era 3,33. Și trebuia să zici toată virgula aia. Și mai era un fel de E întors. Și am zis E întors și am nimerit. Uite, omul ăsta zici că are o lesă în mână, dar nu are. Unde tata mare aș fi un câine? Bă, pe aici ar trebui să fie. Sunt și oameni mulți. Da, clar unul trebuie să-și scoată câine la un moment dat. Dar sau să fie poliția? Un câine. Nu mai e o poliție, gata, s-a dus. Dacă nu găsim câine cu stăpân, măcar să găsim o mașină de poliție sau spital. Până acum Balșul are 7. E o notă de trecere, e o notă bună. Aici nu ieși din Balș? Nu știu. Există Balșul de sus și Balșul de jos. Sau Balșul mic și Balșul mare. Sau Balșul mic și Balșul mare, da. Spitalul e în spate grav. Mă, ce-am găsit poliție. Da. Alunu. Material de construcții. Am găsit deja. La Alunu. Din astea. Pe aici cred că să lășluiesc câini. Da. Dacă aș fi câine. Dacă aș fi câine, aș ciului pe aici pe undeva. Câine? Nu știu să vorbesc acum bine, știi că am nasul înfundat. Și vreau să am grijă să nu vorbesc prostii. Că mi-afectează creierul ca un funghi. Uite pe Pepi. Tata mare, unde sunt oamenii cu câini? Sau câini? Știi ceva? Le dăm win dacă vedem un câine. Și mașină de poliție, okay. Da? Și mașină de poliție, da. Ah, pe aici s-ar putea să fie poliție. Fii atent, pe Vulpeni. Mă, ce mișto. Îmi plac iedrele astea imense. Chiar îmi plac mult. Dacă ai o iedră pe casă, oricât de urât ar fi casa, poate să facă să arate mai bine. Că maschează, știi? De obicei, ce natural este... Natural frumos. Și păcălește ochiul. A, uite, nu e o casă dărâpânată, căcată. Are iedră pe ea, știi? E contul lui fratele meu. Vrancea, da, s-au înțeles. S-au înțeles. A, ok. Ce bine când oamenii se înțeleg, știi? Nu puteți să fie, mă, câine, o tufă din aia? Bă, dar nu aveți câini în Balș? Aici deja suntem la casă, la oameni. În spate chiar scrie, poliția Balș, dacă te uiți pe minimap. Oh, hai să mergem, să vedem. Că dacă nici la poliție nu găsim o mașină de poliție, e cringe. Ei merg cu biciclete de poliție. Credem că băgăm 200 la oră pe stradă ca să ne prindă poliția, să găsim mașina. Aici, fix aici. Stop. E poliția Balș. Aha. Nu. Păi dar pe minimap ești acolo. Păi și n-au mașină de poliție? Schimba anul de la 2022. Dudes. Unde mașina? Unde-i poliția? Vreau mai multe date. Hai să vedem 2018. E vreo poliție pe aici? Da! În 2018. A trebuit să schimbăm anul în 2018. Și uite și un... apare poliția, un om care se pișe pe un câine. Hai să escutăm câini în 2012. Ce zici? Poliția am găsit. Mamă, cum era în 2012 aici? Bă. Aici clar câinii erau stăpânii. Trebuie să-i găsim. Unde sunt câinii care stăpânesc Balșul? Șeful de la poliție era un câine. Invers. Invers? Știi că Balș e după un câine. După Bolșul de câine. Ei au fost stăpânii Bolșului. Da, Balșul. Barș, marș. Bârș. Bă. Nu, o să fie în 2022, ci cringe. Gata, mă, 2012, easy. Uite și o dace supernova. Voi știți așa ceva? Eu vreau să slide prin timeline-uri așa. Poți să slide prin reale. Geamul ăsta așa. Aș vrea să slide, promit că aș vrea. Ar fi chiar o put... Câine! În 2012, acum în 2022 nu mai sunt. Hai să vedem ce... Cum arată câinele ăsta în 2018? Nu există invizibil. Și ultimul spitalul. A, da. Bagă full în spate. Știi ceva? Clar stăpânul era magazin. Îi dăm win-ul ăsta. Full în spate, adică încolo, nu? Așa zic pe vin, nu știu, de unde am început? Păi ăsta e singurul drum. Un da, Balș da, da. E doar un drum. Mă, dacă n-au spital, toate... știi ce? Uite așa. Știi cum toate se zice, drumurile. Toate drumurile duc la Balș. La Roma. Nu, la Balș. Și Balș nu s-a construit într-o zi, nu? Da. Bă, pe hartă nu arată niciun spital. Seapă. Da, n-avem spital. Unde e spitalul? Îmi pare rău. Nu e. Nu există spital, Pepi, mă uit. Spate. Cătălin Bahaos! Salut! Cătălin Bahaos, ce faci? Facem un scavenger hunt aici. Nou spital, mă.
Să suntem un bol și căutăm un spital și nu găsim. Avem, uite-te, de la Lidl, de la Lidl, auzi. Bine, mă, de la Lidl încep toate drumurile, nu? Da. Ok, suntem la Lidl. Ce fac acum? Oh my god. Oh my god. Așa. Și? Ăsta e spitalul din fața la Lidl? Ăla? Sfântul Spital Lidl. Acasă, ne bucurăm. Cum merge treaba? Dă-i acum în spate. Tu zici încolo să mă duc? Încolo? Stai și așteaptă răspunsul. Da. Mă duc încolo? Hai să vedem. Nu. Ok, mă duc încolo. Încolo? Ocupat. Încolo, auzi. Zice Cătălin Bahaos. Oh, ne pare rău, Cătălin Bahaos. Easy. Și noi suntem ocupați, dar cu dealele noastre. Stai așa, de la ce melodie asta? Că mi-mi super place. E super cunoscută. Franci a zis invers, skill issue, OMG, Pepi. A, da, de la Super Smash. Ok, deci le dăm șansă. Nu mă, aici e, zic eu. A, ok. Ia pe strada. Doamne, nici nu-i pe aici. Nu e, dacă toată lumea, tot zic, și o ia spre Kaufland. Ia, nu înțeleg nicio că... Kaufland e înapoi. Nu ce aveți spital. Nu aveți spital. Zi-mi unde e. Dăm link. Regina Cristal, aici nu, aici e restaurant. Eu vă las că am treabă. Spor la treabă. Pa, Cătălin Bahaos. Baftă. Baftă, da. Racoviță. Jang, nu e baftă aici. Racoviță. Ascultă-mă. Bagă doar în față. Bine, mă. Hai că bag numai în față. Mai aveți un oraș după ăsta? Ultimul oraș? Eu nu mai fac un oraș, că e 12. A trecut? Da. Stai așa, ce aici? E o clinică ceva? Hă, promit! Spitalul orășenesc Balș. Balș. Yes! Mamă, ce sfârșit de episod. Apropo, eu tot timpul ăsta filmam. Felicitări, Balș. Ai nota 10! Yay! Toată lumea, salutați-vă că închidem acum. Faceți cu mâna la voi din viitor, dacă vă uitați. Eu am fost Jengel, a fost Tweed. Noi suntem și am fost 2-0. Nu uitați să dați like, share. Apăsați pe clopoțel și deveniți membri, cum e Pepi aici de față. Vedeți și ciupercuța aia de la numele lui? Așa puteți să fiți voi. Pentru doar 2,99. Atât costă, atât. E gratis. Oricum, eu am fost Jeng, Ninja afară. Și cred că cu ocazia asta închidem și live-ul, nu-i așa, Weed? Da, că e târziu. Trebuie să mergem să facem un Mythic plus 14, eu, Weed un Mythic plus 10, presupun, în World of Warcraft. Ne vedem la Vitara 2.0. Episod nou până mâine, pentru că astăzi am dormit ca un porc și n-am avut când să-l editez, îmi pare rău. Mâine o să punem episodul în care jucăm The Last of Us, pentru că suntem în temă cu serialul de pe HBO și e cool. Oricum, pa! Mai ai ceva de zis, Weed? Zi acum! Nu mai nimic de zis, decât pa! Pa! Eu am ceva de zis, sunt super dezamăgit pe voi. Sunteți foarte dezbinați ca comunitate, vă urâți, abia așteptați să vă rupeți cu dinții, să vă sfâșiați. Vladulo, Pepi, trebuie să vă împăcați, să vorbiți, să stați de vorbă. Să vedem cine e nou mod, Jeng. Ah! Da, așa e. Hai să vedem cine e nou moderator. După cum știți, la 2.0, în fiecare lună, în fiecare sfârșit de lună, în ultima vineri din lună, facem alegeri pentru nou moderator. Astăzi, tocmai ce l-am pierdut pe Pepi. Pepi aici de față nu mai este moderator pe Discord. O să fie o să ne fie dor de el. Hai să vedem acum pe cine au ales oamenii, că suntem o democrație la 2.0, pe cine au ales ca noul mod. Cine e Simon? Nu l-am văzut activ niciodată. Simon e destul de activ. E destul de activ. Da. Noul mod este e Brick? Brick, da. Brick e nou mod. Cine a fost? E. Jack n-a avut reacția bună. E Brick. Mai aveți Brick șansă să vă retrageți voturile. Țineți minte ce a făcut Brick. Țineți minte că a șters 3 ani de istorie 2.0 cu un singur click al mâinilor lui. A desființat de pe fața pământ. Aveți timp, încă 5 secunde, vă las. Vă rog, mi-e frică de Brick. Nu vreau să fie iar tata mare. Trebuie să mă uit mereu în fiecare zi să văd ce am mai scos Brick.
Încă două secunde. Ce tata mare e? Ce tata mare e asta, Ștef? Gea, nu scoate pe Popica de la Pepi. Pepi se crede el optica, dar Popica este pentru Brawl Stars. A votat și ne-a anunțat. Cine arată așa, dude? Cine arată așa ca Ștefi? El e un Anunnaki. El este un om ca milă. Ștefi, de unde vii? Care este țara ta de baștină? Deci voi vreți ca Brick să fie noul moderator, da? Ați avut timp. AVS a ieșit. Mai avem un loc de mod. Pepi comeback. De ce a ieșit AVS? Să băgăm doi mozi. AVS a ieșit pentru că e slab de înger. Chiar a ieșit AVS, da sau nu? Dar de ce a ieșit? Vreau să știu motivul. Motivul real. A fost dat afară cumva sau a ieșit? N-are să dăm, să fie dat afară. Să băgăm doi mozi. Primele nu două locuri. Nu știu ce s-a discutat. Zi. Nu știu ce s-a discutat pe main chat. Dar de ce a ieșit AVS? De ce a ieșit AVS? Păi asta întreb și eu. A vrut să-mi lase loc. Spune să intre înapoi că nu se face așa. Spune lui AVS să intre înapoi. Dacă vrea, da, dacă exact. Nu disappoint. Disappoint my son. Momentan lăsăm așa. Brick este noul moderator. Este noul vechi moderator. Nici măcar nu-l văd aici pe Brick. A scris pe main chat? Nu cred. Brick. Trebuie să fie. Uite, Big Stree. Oh, a primit timeout Big Stree. Dacă aș fi Brick, unde aș fi? Uite-l. Real Pikmin. El e Brick, da? Da. Felicitări, Brick. Încă o șansă pentru Brick să fie ascultător. Să asculte regulile 2-0. Să aibă grijă de comunitate. Afară ninge. În casa arde focul. Putem să închidem aici liniștiți, da? Da. Uite în jos. L-am găsit, la urmă. Ok. Hai că v-am lăsat. Au trecut 3 ore. Uite așa. Băi, să mai jucăm jocul ăsta, Weed? Da, sau mai să, jucăm. Să încercăm și altele. Mai jucăm jocul ăsta și oamenii ne dau ei orașele lor, unde stau ei. A, și schimbăm exact punctele. Schimbăm punctele de interes. Să punem unele și mai cool. Da. Cool. Ha. Vorbim. Hai. Pa. 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 Keep it, but I want the lights on. Yeah, I want the lights on. And I don't want.